Haideți să începem ședința de astăzi prin a întreba pe doamna secretar dacă avem formul legal pentru a susține ședința. Doamna președintă, sunt prezent în 18 locuri. Se întâmplă de domnul Căleleu Doge. Dacă avem formul legal, haideți să ascultăm imnul național. Să invit, să susțină proiectul și liderii și cei care sunt în asociere cu noi consorțiu, respectiv cei de la Politehnică, ca să explice pe larg oportunitatea acestui proiect. Eu înțeleg că noi suntem lideri de proiect și cred că noi am spus punctul de vedere. Ceilalți sunt asociați în acest proiect, nici de cum lideri de proiect. Deci dacă ar fi un punct de vedere ca să le exprimăm pro sau contra, suntem noi. Cei care reprezentăm interesele acestui oraș, consilierii din această sală, și-au dat un aviz, un vot. Deci cei din asociere au simțit că vor să aducă completări. Da, e ok. Să pun la vot ordinea de zi, așa cum a spus domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Să trecem la proiectul suplimentar numărul 5, proiect de hotărâre numărul 53, din data de 15.02.2023, privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului Campus Politehnic pentru Învățământul Dual Giurgiu și a cheltuielilor aferente în vederea finanțării prin Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecție PNRR 415/2022-16, avizul Comisiei de Administrație Publică Locală. Aviz nefavorabil.
Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz nefavorabil. Discuții? Doamna Sămărescu? Așa cum am spus și data trecută la această reședință, eu am într-adevăr niște nelămuriri și aș vrea să pun câteva întrebări și pertinente. A nu se înțelege că nu sunt împotriva acestui campus și a nu se înțelege că sunt împotriva învățământului. Ar fi absurd să se spună lucrurile astea despre mine. Din potrivă, sunt pro-învățământ, sunt pro-tinere, sunt pro. Pro-dezvoltare. Doamna colegă, nu mai îmi spui, vă rog. Însă. Noi, îmi cer scuze că vă întrerup. Noi ne-am spus un punct de vedere, am înțeles că ceilalți asociați din proiect vor să ne spună care sunt avantajele, după care noi o să venim, evident, cu niște întrebări. Nu e mai bine așa? Ah, ok. Nu ne-am spus data trecută. Vă mulțumesc, sigur că da. Sigur. Da. Mi-ați dat ocazia să participi la audita Consiliului Local Municipal prima din acest mandat și pentru că simt o atmosferă prea tensionată și parcă prea puțin ancorată în realitatea acestui proiect, aș trebui să vă mulțumim pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat la alte proiecte de hotărâri care au fost importante și care vedem noi că și-au demonstrat sau vor demonstra utilitatea pentru comunitate. Sunt foarte multe asemenea exemple și le știți la fel de bine ca și mine. Vă garantez că trei Consiliul Local și Consiliul de Seamă a fost tot acestea. O comunicare la nivelul președintei primar, viceprimar, vicepreședinte și toți consilierii care au avut corespondență cu noi. Și lucrul ăsta va rămâne valabil și dincolo de ședința de astăzi. Dar, cel mai urgent exemplu al modului în care putem contribui la dezvoltarea acestui județ, le reprezintă ziua de ieri, când știți că a fost aprobat în hotărâre de guvern, un număr de investiții în ce privește infrastructura spitalicească, dintre cele 25 de proiecte câștigătoare, unul va fi dezvoltat în județul Giurgiu. Sunt proiecte de 40 de milioane de euro pe un teren pus la dispoziție de Consiliul Municipal. Fără acel teren, n-am avut posibilitatea să scriem proiectul, să-l depunem și să-l câștigăm. Așadar, aceasta este pentru mine rețeta succesului și, dincolo de orice păreri, mai mult sau mai puțin subiective, care există în mintea fiecare dintre noi. Sunt absolut convins că în municipiul Giurgiu, oamenii sunt în stare să discerne dintr-o vorbe, să înțeleagă argumente și simple și convinse, și la un moment dat se exprime simpatii sau aprecieri pe oricare dintre cei prezenți în această sală, cu drept de vot sau fără. Nu mi-aș face niciun fel de grijă despre ce se va întâmpla anul viitor, peste 2 ani și mandatul următor. Deocamdată, suntem într-o competiție a cercor, noi și toate județele din țară, dumneavoastră și toate municipiile din România, pentru a scopi bani europeni, într-un mandat în care acest bani europeni sunt disponibili în sume atât de mult și programe atât de consistente și de bază, încât este efectiv greu să alegi și să găsești instituțiile finanțare pentru scriere proiecte cele mai potrivite și cele mai inspirate. Dar educația este și rămâne dintotdeauna un motor de dezvoltare și o modalitate cea mai simplă, mai directă și mai eficientă de a demonstra dragostea și grija pentru generația viitoare. Folosesc că această ocazie să fac o scurtă introducere, dar pentru că sunt doi eminenți angajate în Politehnicii, profesor din Politehnică prezent și din partea mea de afaceri, domnul Gheorghe Ciraf, să subscriu colegul și. Dar folosesc că în această introducere o scurtă fragă legată de context. Probabil și la domnul primar și la dumneavoastră au apărut oameni de afaceri, și întotdeauna cele mai importante domenii de discuție au fost legate de infrastructură și de forțe de muncă bine calificate. Fără aceste argumente am fost, suntem și vom rămâne săraci, fără aceste argumente rezolvate. Dacă vorbim de infrastructură
și Comisarul European, și Ministrul Transportului României, cel din Bulgaria, vorbesc despre o certitudine în privința un nou pod pe Sărăre. Domnul Brindanu vorbește de autostradă între București și Giurgiu. Se lucrează astfel cu realitatea autostradă București-Alexandria, prin județul Giurgiu. Domnul Romeu Soare, un erou, se lupta foarte simplu cu de-aia nu, cu proiectul acela de realizare a scenariului navigabil, cred 200 de milioane de euro. Se lucrează la podul peste Argeș, podul de care trapă. Se lucrează la sustentabilitate pentru verificarea temperaturii de Giurgiu. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem spectatori într-o perioadă de se fac. Dacă vorbim de educație, aici vorbim implicarea noastră și a noastră și a inspectoratului de asociație, tuturor celor care pot și au soluții, nu se poate face nimic. O învățământ profesional reprezintă exact veriga lipsă în județul Giurgiu până acum. Întrebați de forță de muncă bine calificată? Păi abia anul acesta avem prima clasă de mecanici pentru utilaje agricole. Într-un județ, în care agricultura este domeniul de bază, în care s-au câștigat pe proiecte foarte multe utilaje și n-are cine să le lucreze. Abia anul acesta avem prima clasă. Din 2020 până în prezent am triplat numărul elevilor care merg la școală profesională, pentru că, din motive pe care n-are rost să le dezvoltăm, sau cel puțin nu eu, n-a fost promovat învățământul profesional. Având acest moment și aceste finanțări, aceste consistențe, pe care numai regiunea Trei-Sud Muntenia se fac 4 județe din 7, de când se soluție. Noi nu avem Dacia aici ca să îi luăm parteneriat. Am găsit 4 firme private ca reprezentanți de seamă în acest moment de început. Dar pe tot parcursul celor 3 ani de implementare și ulterior după aceea pe cei 15 ani de funcționare, și a anunțat deja intenția de a se alătura consorțiului multe firme private și vă asigur că vor mai veni dacă vom avea ce să le oferim la acest capitol foarte de muncă bine pregătit. Deci, nici în politica copiilor, sunt peste 2000 de copii care vin în clasa 8 în fiecare an. Nu ar trebui să ne gândim că nu avem cum să oferim aceste condiții. Finanțarea nu este deloc una care să fie exagerată în acest moment. Facem exact ceea ce trebuie, ca să ne respectăm pe care între noi și rândul acela foarte frumos pe care sunt convins că îl știm pe toată sală, dar și ceea ce credem noi că reprezentăm pentru individuii care și-au pus pe noi. Deci, avem un proiect foarte ambițios, cel mai complex de care am avut eu din 2008. Ghidul este scris cam numesc fel și au fost multe reproșuri de la videre PNRR. Și în ghid se spune foarte clar că doar unitățile administrative teritoriale pot să fie libere. E, dacă vreți, o formulă nefericită, poate rugăm împreună parlamentarii de Giurgiu să facă front comun să modifice legea. Pentru că și consiliile externe sunt unități administrative teritoriale. Și nu sunt luate în considerare foarte mult timp. Noi am pus să aplicăm pe piste pentru ciclete pe ATM din acest model. Și mai multe alte exemple. Ăsta e motiv pentru care municipiul este lider, deși vorbim de un proiect regional. Am convins consiliul Telorman și consiliul Călăraș și au acceptat fără niciun fel de ezitare să fie parte în acest proiect și să trimită copiii să facă practică aici, nimic altceva, pentru că și ca și noi suntem interesați că îi se gădi pe copii, să atragem și investitori care să vină și cuvinti ca au și muncitori care să le povede halele și ideologi. În acest context de investituri, el nu prezintă niciun risc pentru municipiul Calibri. Singurele entități în acest consorțiu care vor derula finanțări și care își asumă responsabilități sunt municipiu și consiliul de țară. Ori nu vreau să dau jos. Din 2008, un singur proiect a arătat documentația la DNA și a reprezentat, a suscitat mari probleme. Nu știu de ce am fapt în 2011, a sfatat în mandatul 2012-2016, pentru care o expertiză tehnică recentă a relevat că are lipsă 3 cm la stradă rugură pe toate cele 44 de kilometrul 6 metri lățime, mă întreagă suprafață de la frântărare în acest context. În rest, nu este niciun proiect derulat de primărie, din ce știu eu, și de consiliul de an, care să fi generat probleme, care să fi generat penalități și care mai o să fie cumva repartizate vreunul internat. Acest risc este unul format pe care, sigur că ne-l asumăm noi, consiliul de an,
Sunt convins că aveți încredere în specialiștii din primărie, pe care îi cunosc și eu mult, că au și contribuit la crearea acestui proiect. Cum vă garantez că și celălalt Cotleteanu sunt foarte bine pregătit. Și ca atare, mergem împreună pe un grup pe care nu avem de câștigat. Avem un teren pus la dispoziție de primărie, iarăși. N-am avut posibilitatea să-l preluăm, nu mai știu exact istoricul. Dar nu este condiționat de peste condițiile ca să fie, să putem construi direct, să facem un bus. Dar vă amintesc că și la spital am avut un teren pus la dispoziție în aceleași condiții. Am reușit, pentru că sunt soluții, ca foarte repede să facem și ramuri bani cu să facem și studiul de fezabilitate, să obținem și finanțarea. Și vă garantez că și acum, dacă vă lucra în echipă, gândindu-ne și noastră la binele copilor în acest oraș, în acest județ, vom avea același parcurs fericit. Dacă sunt întrebări, eu vă pot răspunde la oricare dintre ele, dar repet, dar fiindcă avem niște de marcă, n-aș vrea să mă încălzesc mai mult pe discuție. Haideți să dăm cuvântul și pe domnul Nicolae Petra. Bună ziua, îmi dați-mi voie să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă adresa câteva cuvinte. Știu ce înseamnă să fii consilier local și să trebuiască uneori să iei decizii care poate sunt mai dificile decât te-ai fi dorit, dar astfel de momente ne ajută să dezvoltăm foarte mult România. Noi, ca universitate, suntem cea mai mare din această parte a lumii. În luna trecută am aprobat inclusiv absorpția cu Universitatea din Pitești și o să devenim o Universitate de Știință și Tehnologie și suntem instituția cu cele mai multe fonduri europene absorbite la nivel național. De ce vreau să spun acest lucru? Pentru că odată cu apariția PNRR-ului am primit foarte multe solicitări din partea diverselor instituții să devenim parteneri în cadrul diverselor proiecte. În această regiune, unde noi nu avem sediu, noi suntem în regiunea București-Ilfov și o să fac o paranteză, noi mai depunem un proiect în regiunea București-Ilfov la noi în campus, împreună cu Consiliul Județean Ilfov și cu Primăria Sectorului 6, și am închis paranteza. În această regiune, din cele 7 județe, vreau să vă spun că până în acest moment, 5 din cele 7 județe ne-au primit invitație de a construi împreună un astfel de campus dual. Am ales Giurgiu din mai multe motive, în urma unor evaluări și din cauza faptului că aici nu există o universitate, dar și pentru simplu fapt, pentru că sunteți aproape de București și poate deveni un pol de dezvoltare regională pentru diverse meserii ale viitorului pe care noi le vedem într-o construcție în următorii 15 ani. Contextul acestui învățământ dual a plecat de la faptul că foarte mulți agenți economici au venit la Ministerul Educației, la administrațiile publice locale, dar și la noi la universitate, cerându-ne din ce în ce mai multă forță de muncă bine pregătită pentru meserii care vor tot apărea în România odată cu evoluția tehnologiei. Campusul pe care noi l-am gândit este un campus smart farming, care are în centrul atenției agricultura inteligentă și tot ceea ce presupune această agricultură inteligentă. Robotică, senzoristică, mecanică și așa mai departe. Cu domenii de pregătire de la învățământul preuniversitar până la învățământul universitar. Investiția care va avea loc în cadrul acestui campus va fi susținută din PNRR, urmând ca după ce se termină acest proiect, în următorii 15 ani de zile, consorțiul să gestioneze acest campus, care va fi finanțat de Ministerul Educației. Deci acest campus va rămâne lângă liceul sau lângă liceele din Giurgiu și va funcționa ca unitate de învățământ, ca toate celelalte unități de învățământ, primind finanțare pentru fiecare elev sau fiecare student care va călca pragul acestui campus. Nu este o investiție locală. Nu este o investiție care să deservească doar județul Giurgiu, este o investiție regională, de aceea Ministerul sau Guvernul și-a asumat în PNRR că va construi 10 astfel de campusuri regionale, câte unul în fiecare regiune, plus două de rezervă acolo unde sunt solicitări mult mai multe. Nu vreau să-l gândiți și aici, nu sunt în măsură să vă învăț eu pe dumneavoastră, dar nu vreau să-l gândiți
ca un proiect al unui partid sau altui partid. Acesta este un proiect transpartinic care intră într-o competiție la nivelul regiunii cu alte 4 județe. Ceea ce este frumos în acest parteneriat este că suntem singurul parteneriat la nivelul acestei regiuni care are alte 2 județe. Celelalte județe care vor depune, Prahova, Dâmbovița, Argeș, depun singure. Fiecare cu universitatea de acolo, fiind un campus local. Noi ne-am concentrat să adunăm forțele a 3 județe și să mergem împreună creând un pol de dezvoltare regională. Noi am venit în această ședință să susținem acest proiect uitându-ne la munca din ultimele 4 luni și la necesitatea de a avea un astfel de campus în jurul unor meserii despre care poate acum nici nu știm. În următorii 15 ani, cu siguranță, vor apărea alte meserii, tehnologia se va dezvolta, dar am gândit acest campus astfel încât el să poată deservi regiunea și să poată deservi orice meserie pe care agenții economice vor cere și de care vor avea nevoie. Campusul trebuie să asigure parcursul normal al unui elev de la clasa 8-a, intrând într-un învățământ dual, continuând cu un învățământ dual universitar și mergând mai departe la doctorat, un model francez. Vreau să vă spun, așa cum vă spunea și domnul președinte, că ghidul atunci când a apărut nu a avut toate punctele surprinse, pentru că învățământul dual universitar este la început în România. Nu avem încă metodologia completă pentru a continua. Vreau să vă întreb, profesor, dacă permiteți, de învățământul dual, tot vorbim în proiectul ăsta, dar am înțeles că nu este reglementat din punct de vedere legal. Învățământul dual universitar nu are toate toate condițiile acum. Se referează că un copil care termină o școală profesională poate să meargă în România direct la facultate? Nu, acum este reglementat. Un copil care termină învățământul dual în România, la liceu, poate face un an suplimentar și după aceea poate merge la universitate. În condițiile actuale, repet, la Ministerul Educației, pe aceleași borne din PNRR, sunt obligați să dea legislația astfel încât să asigure ciclul complet învățământ preuniversitar, învățământ universitar. Dar vreau să știți că aceste reguli se aplică tuturor. Nu ni se aplică doar nouă. Adică nu doar noi suntem în această paradigmă în care depunem un proiect pentru învățământ dual, dar nu avem legislație pentru învățământ dual universitar. Și Argeșul are aceeași problemă și Bihorul și Timișul și Clujul și Iașul, toți au aceeași problemă. Dar întrebarea este, intrăm într-o competiție cu celelalte județe și devenim mai buni la noi în regiune? Sau îi lăsăm pe ei să se bată pentru 20 de milioane de euro și după aceea noi ne vom uita că avem un alt județ care are un campus dual pe care vreau să-l avem și noi? Nimeni nu poate garanta că acest proiect va fi aprobat. Dar pentru a intra într-o competiție, trebuie să avem acest parteneriat aprobat. Noi am răspuns pozitiv tuturor solicitărilor care vin din partea primăriei și a Consiliului Județean. Am încercat pe cât posibil să ajutăm la scrierea de proiect. Am venit cu expertiza domnilor profesori, al de mine este un profesor Comeagă, unul dintre mari specialiști în România în domeniul electronicii. Suntem trup și suflet în acest proiect. Ne dorim, pentru că am pornit la drum și până la urmă, dacă suntem parteneri, înțelegem și bunurile și relele. Dar vreau ca toată lumea să fie conștientă că acesta este un proiect care este la nivel de regiune și este pentru toți copiii acestei regiuni și va deservi mai mult decât județul Giurgiu. În ceea ce privește problemele financiare care pot apărea după, pentru că și noi avem aceeași discuție la minister. Facem o investiție pentru un campus dual, care va fi și un campus dual preuniversitar, nu doar universitar, care va avea sediul la noi în curte. Ce se întâmplă după? Cine va finanța? Iar ministerul, obligația lui în PNR este ca aceste campusuri duale să le susțină ca orice altă unitate de învățământ pe care o susține acum în Giurgiu. Mai departe, copiii le veți da șansa să învețe pe niște echipamente și pe niște tehnologii. Există o reglementare în sensul ăsta pe care spuneți dumneavoastră că întreținerea acestor campusuri preuniversitare vor fi finanțate de la Ministerul Învățământului? Și acum, orice instituție de învățământ privată, învățământ preuniversitar acreditată, este finanțată din bugetul de stat. Și acum, orice liceu avem astăzi, este finanțat prin credite transferabile, bani pe care îi dă Ministerul
la primărie, și pentru salarii, și pentru celelalte lucruri pe care le-ați deputat acolo. Pentru întreținere, nu. Aceste, eu vă spun că pe întreținere nu. Aceste fonduri pe care le vom solicita după ce se termină investiția, vom acredita, evident, că vrem să avem un învățământ acreditat, după care el va intra în circuitul normal al de educație al României. Nu vreau să intru în lucruri tehnice, pentru că proiectul înseamnă foarte, foarte mult. Este un proiect cum nu s-a mai făcut până acum. Evident, suntem și noi la început, cum sunt și celelalte județe. Ce îmi doresc eu foarte mult este ca fiecare dintre noi să înțeleagă că s-a muncit foarte mult, avem o oportunitate pe care vrea să profităm și să mergem în competiție cu celelalte județe, într-o competiție aici în județ. Mulțumesc mult! Dacă îmi recofinanță și sume avocate, aștept întrebări. Dacă, mă scuzați mai puțin, tot ați adus aminte pe celelalte județe. Să spunem așa, Universitatea din Pitești este lider de consorțiu. Deci în primăria, da? În Cluj, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Lider de consorțiu. În jurnal de universitate. Deci, vă rog frumos, nu v-am întrerupt. Da. Stați un pic. Campus Oradea. Consiliul județean Big Hall. În Constanța. Lider de proiect. Lider de partener. Da? Universitatea Ovidius din Constanța. Să înțelegeți. Nu suntem împotriva învățământului. Și faptul că municipiul Giurgiu, UAT Giurgiu, își va asuma anumite responsabilități mult, mult prea mari. Da? Haideți să nu ne hazardăm. Ați fost cumva acolo în zonă? Știți că zona aceea este contaminată pentru că se află pe vechea construcție a combinatului? Chiar dacă situl pe care se va construi această clădire nu este contaminat, la nici 500 de metri este contaminare. Da? Deci, dacă am acceptat și ideea cu banii, deși, din punctul meu de vedere, aș fi vrut ceva scris, precum că Consiliul Județean își asumă, nu știu dacă este permis sau dacă este legal, dar sunt alte condiții. Nu mai spun de condiția care scrie clar, în cazul unui prejudiciu. Liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. Da? În cazul în care unul dintre partenerii 2, 3, 17 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin, da? Liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații. Deci, cum va sprijini Consiliul Județean Primăria, sub ce formă legală va asigura cheltuielile care în acest acord apar scrise ca fiind ale primăriei? Deci sunt niște, de asta vă spuneam la început, sunt niște întrebări pertinente. Acel spațiu, da? Doi, aceste cheltuieli care să spunem, ok, cum fac toate ministerele, de unde fac rost de bani, deși nu aș merge până de acolo încât spun, vai ce ușor se face rost de această sumă, da? N-aș putea să merg atât de departe. Totuși sunt, cum v-am spus, municipiul Giurgiu este lider de proiect, își asumă aceste condiții. Sunt mult prea multe și mult prea mari. Pentru asta, de fapt, am contaminarea, v-am spus. Plusul nu este făcut termenul de execuție. Domnul președinte spunea și știți foarte bine, domnul președinte, că vă respect și vă chiar recunoaștem de mai mult timp. Dar sunt niște întrebări pe care trebuie să le pun, pentru că termenul de exemplu mie mi se pare nerealizabil de a intra în luna septembrie 2025 elevii să fie acolo, în condițiile în care acolo trebuie decontaminare, pui și așa mai departe. Nu știu. Nu știu dacă specialiști, adică mediul, avem un punct de vedere de la mediu, precum că este propice și este pentru copii,
Este un mediu bun? Da. Eu vreau să vă răspund la câteva chestiuni tehnice ca să întreabă totul mai poate de aceea și fiți dumneavoastră acolo. Acela este un contract standard. În toate contractele de finanțare veți găsi acele lucruri și dacă ar fi să ne uităm pe contractele de finanțare, pe ceea ce aș fi dumneavoastră, nimeni nu mai scrie proiecte. Comisia Europeană își ia întotdeauna, are siguranța că înțelege orice beneficiar al fondurilor că lucrurile trebuie făcute ca la trage. Își asumă responsabilitatea, evident, pentru orice finanțare europeană pe care o atrage și responsabilitatea liderului este întotdeauna, în toate proiectele. Nu există proiect în care să poți aduce responsabilitatea către un partener. Asta vă spun din proiectele pe care le-am depus noi. Al doilea lucru pe care vreau să vi spun, problema cu PUZ-ul este peste tot. Și noi la București o avem. Diferența între dumneavoastră și noi la București că noi trebuie să luăm două aprobări. Și de la sectorul 6 și de la București. Este o problemă... Sunteți tehnica și sunteți cei mai mari din lume, am spus așa. Da, dar tot primăria ne votează PUZ-ul, nu ne votăm singuri. Dar aceea e problemă cu PUZ. Suntem cei mai mari din această parte a Europei. PUZ-ul, problema cu PUZ-ul sau problema cu autorizația și cu demararea lucrărilor în acest termen, toate cele 10 proiecte le vor avea. Deci noi discutăm acum de niște probleme pe care le vor avea toți cei care vor beneficia de această finanțare 20 de ani. Repet, noi putem să ne uităm la aceste probleme și să spunem, domnule, nu ne băgăm pentru că nu vrem să avem aceste probleme, sau să intrăm în competiții cu ei. Este vorba de a oferi unor copii o oportunitate. Problemele acestea vor apărea și la Bihor, și la noi, și în Constanța și oriunde. Domnul profesor, problema care se pune la Giurgiu nu este neapărat, noi știm că este un proiect de amploare, un proiect frumos. Dacă ar fi fost lider de proiect Consiliul Județean, chiar n-ar fi avut nimic împotrivă. Dar credeți-ne, este un proiect prea mare pentru un oraș atât de mic. Tocmai de aia ne-a și asociat cu încă două județe, pentru că noi, vă spun, nu suntem în stare, nu că nu suntem în stare, nu mai avem elevii necesari, să acoperim necesarul de elevi în liceele și așa puține care le mai avem. Mai avem din 6 licee, mai funcționează decât 4, pentru că două s-au închis din cauza lipsei de elevi. De unde să luăm noi 700 de elevi pe serie ca să-i ducem în acest campus, atâta vreme cât noi, sau 300, dar pe serie vorbim, nu? Pe serie. Da. Deci înseamnă 900. Da? De unde vom lua noi ca să acoperim necesarul de vorbim de 10.000 de metri pătrați de construcții. Cum îi întreținem? Dar că e vorba de întreținerea care trebuie să o plătim acolo. Din ce bani? Da? Deci eu, noi nu avem nimic împotriva acestui lucru, dar eu să vin cu 20% să suporți ca și administrație locală dintr-un proiect de 20 de milioane de euro, mi se pare enorm. Pentru noi, ca să susținem acest proiect. Românări. Terenul acela nu este contaminat. Am cerut cu de la mediu și este evident. La forma 1 și 2 au participatea cu 30 de ani, 40 de ani, nu s-au desfășurat acolo cu niște activități foarte foarte obțăvitoare pentru mediu și ca atare riscurile trebuie să acceptăm că sunt minimale. Dacă ar fost la mediu pe teren contaminat, nu am ce avut. Nici o intenție să ne localizăm acolo. Am căutat cu domnul și am găsit 3 locații în spatele hotelului de la Steaua Dunării, undeva la capătul canalului Cacălui și locația aceasta, care cumva este în apartenierea zonei postului, zonei Duceare, care sperăm să revin. Am ales acea locație și care văd că e curățat terenul, ceea ce se spune ne-a fost suplimentat. Am discutat cu domnul primar și putem să realizăm acest lucru. Dar nu mai zic, zona trebuie făcut repede. Dar, repet, avem această experiență la mână, terenului pe care în care ne-am făcut foarte repede și în trei luni am avut un cazul să mai la urbanism. Deci nu ne sperie acest lucru. Noi avem posibilitatea caledarul fiind cumva impus ca în acest an și în iarna anului viitor să participe toate etapele elaborare studiu de fezabilitate, aviz de acordul, studii de geotop obligatorii, realizare proiect tehnic, licitație pentru execuție, și să stabilim câștigături pentru primăvara în viitor, mai devreme dacă nu ne putem întipui. Toate aceste activități și le-a asumat Consiliul Județean, ca să vă degredeze. Și dacă noi ne-am asumat aceste activități, categoric noi vom răspunde primii. Este logic. Indiferent cine este lider. Tot la fel, trebuie de lucru cel mai important. Am vorbit cu domnul primar și a văzut că și anul acesta a fost discuțiile referitor la repartizarea cotei de 6% din fondul. Putem avea
o înțelegere în fața dumneavoastră, în fața presii, în fața tuturor celor care urmăresc, care nu poate fi scrisă în acest moment pentru că nu avem bază legală. Dar în fiecare an, cofinanțarea noastră e asigurată în 3 ani, consecutiv, în un singur an. Din acești 6% putem să dăm deoparte cofinanțarea municipiului, nu ca restul sumei să fie împărțită pe același criterii, că este tot o cofinanțare la proiectul european, celorlalte OAT-ul. Deci avem bază legală să asigurăm cofinanțarea fără să scoatem municipiului niciun leu. Doamne președinte, mă scuzați că nu pot să pun o întrebare referitor la discuția acum. De ce în vorba de cofinanțare, de ce în contractul de parteneriat nu și-a luat Consiliul Județean toată cofinanțarea ca să nu mai fie nevoie de acești artificiu să dăm municipiului, municipiul să contribuie? Pentru că eu n-am găsit nicăieri în ghid o condiție ca unul dintre parteneri să susțină toată cofinanțarea, în speță Consiliul Județean la noi. Și de asemenea, aș vrea să întreb de ce celelalte consilii județene, care beneficiază și ele, nu au venit cu nicio cofinanțare. Deci, ce beneficiază? Toată investiția se rezultează aici. În privința repartizării, în cadrul bugetului nostru a acestei cofinanțări, am considerat că e mai corect să împărțim această cofinanțare, pentru că, deosebire de ce vă alocăm dumneavoastră, eu nu pot să iau pentru cofinanțarea din cei 6% pentru mine, da? Eu trebuie să fac un credit. Da? Asta e diferența. Dacă mi-asumam o toată cofinanțarea, trebuia să fac un credit mult mai mare și chiar nu știu, avem foarte multe proiecte. Știți foarte bine care sunt problemele cu creșterile de prețuri, de prețuri eligibile. N-ar fi fost posibil. Noi am gândit o modalitate realistă și aplicabilă de derularea acestui proiect și de ajungere la implementarea lui. Păi, domnule, că aici este vorba. Aia 200 de miliarde care noi trebuie să-i punem, de unde-i luăm? Înțelegeți? 6% în fiecare an, Consiliul Județean ne participează din inventeri, corectat, adică de jur. Am avut anul ăsta 38 de milioane de lei. Da? Consiliul Județean nu poate să-și dea bani de rânduri și numai 6%. Nu poți să-i dea bani. Deci noi avem 6% cu 38 de milioane care ne vin, îi vin Consiliul Județean în fiecare an ca să-i împartă. E subiectul cu cealaltă pe care ți-a trebuit. Dacă vrei Consiliul Județean, s-ar putea, eu știu, peste un an, doi să schimbe ceva, nu? Dacă o să ne asum acum... E posibil să te aducem mai multă peste 2 ani. Sigur o să te dați, domnule. Sigur, sunt la. Doamna președinte, mai este și niște apărere. Mai vorbeam de cercetările de funcționare. Am oprat, mai mult. Cercetările de funcționare. Vorbim de un proiect care, în mod obligatoriu, dezvoltă clădiri cu foarte înaltă eficiență energetică. Ca atare, cea mai mare cheltuială, însemnând încălzirea și pe timpul de asigurare din grafurile prime, este rezolvată prin soluții tehnice. Că va fi nevoie de sume pentru curățenie și toate celelalte, zâmbă totuși, și dorim că domnul Foranca va explica cu argumente, că urmarea dezvoltării acestei investiții, pentru numărul firmelor care vor veni, vor crea acord de muncă, vor plăti taxe și impozite, putem să luăm un calcul și oportunități de acest gen pentru a echilibra o eventuală balanță a costurilor. Dar nu mi-e chipui că o să ne certăm Consiliul Județean și Primăria, un pic din respectiv, Consiliul Județean și Primăria, pe sume legate de întreținerea unor spații moderne și foarte ușor de întreținut. Important este să credem în Dumnezeu acest județ și să înțelegem ce responsabilitate avem noi astăzi când avem disponibilă această sumă. Sumă pe care nu o vom mai avea disponibilă nici anul viitor, nici mai anul viitor. Domnul președinte, suntem oameni politici și știm că înainte de toate, e acea selașul pe care se împart în Consiliul Județean. Nu știu dacă vreodată primarii din județ o să fie de acord ca municipiul să primească 100 de miliarde, din 6%, iar ceilalți să nu primească nimic. Pentru că și asta este una dintre probleme și trebuie să o luăm în calcul. Și a mai fi încă o problemă. De unde asigurăm noi profesorii pentru învățământ? Noi nu suntem în stare să acoperim cu profesori și marea majoritate sunt fără pregătire în Giurgiu, da, așa, ca să, plus maiștri care trebuie să instruiască copiii ăștia, de unde-i luăm? Noi avem posibilitatea acum să lucrăm și cu personal calificat, care acel calificare are un modul psicopedagogic pe care îl lucrează Ministerul Educației. Dar în același timp, legea permite până la completarea corpului profesoral să lucrăm și cu specialiști din firme, care pot pune la dispoziție firmele, ca și lector, cu singura diferență fiind ca și cea sunt abia și necalificați pe funcția respectivă și primesc o implementație mai mică.
Dar, repet, poate sunt în schimbare în țara asta. Nu putem să rămânem cantonați într-o opinie care, la un moment dat, convinsă a fost corectă, oamenii nu sau că nu putem face mai mult decât facem astăzi. Putem face mai mult dacă vrem și dacă, repet, evaluăm foarte exact șansele pe care le pune la dispoziție etapa aceasta de accesare fondurilor europene. Alte intervenții mai avem? Vă rog și pe domnul Cirea. Până iau gând și... Bună ziua! Eu mă bucur și vă mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea să particip la această întâlnire care, prin spiritul dezbaterilor, pune în evidență responsabilitatea pe care și-o asumă consilierii municipiului. O problemă, consider eu, extrem de importantă privind dezvoltarea acestei comunități. Reprezint la această întâlnire mediul de afaceri. Sunt președintele patronatului IMM-urilor din județul Giurgiu și iarăși subliniez, este o oportunitate deosebită că aud și văd că sunteți preocupați de problemele privind de dezvoltarea. Pentru că aici este vorba, în ultimă instanță, despre noi. Noi suntem și vom fi beneficiarii acestui proiect, generații multe de acum înainte. Și cred că nu e niciun efort prea mare pentru a susține atât dezvoltarea economică a acestui județ, în primul rând a acestei comunități, cât și viitorul unor întregi generații de copii care se vor pregăti în școlile respective, în această platformă cu totul și cu totul inovatoare privind realizarea învățământului preuniversitar și universitar. Avem nevoie de forță de muncă calificată. Niciun agent economic, nicio întreprindere mică și mijlocie, că ele sunt dominante și în economia județului Giurgiu, nu-și pot îndeplini în întregul nevoile pe care le au privind forța de muncă și mai ales forța de muncă calificată. S-a creat un mare gol prin măsurile care au fost luate cu ani în urmă în ceea ce privește asigurarea forței de muncă calificată în economie. În al doilea rând, ne îndreptăm ochii spre viitor, spre o economie bazată pe cunoaștere, spre o economie bazată pe inteligență. Acesta este elementul esențial al pregătirii și al bazei pe care trebuie să crească economia, să crească productivitatea muncii. Fără discuție că un asemenea proiect nu poate fi legat decât de soluții inovatoare. Acelea care aduc alături de noi structuri de o asemenea amploare cum este Universitatea Politehnică București, investiții în infrastructura necesară pentru dezvoltarea, pentru asigurarea condițiilor necesare învățării meseriilor viitorului, o situație privind viitorul meseriilor, ne spun că în următorii 10 ani 70% din meseriile existente în momentul acesta pe piață se vor dispare și vor apărea altele noi bazate pe cunoaștere, bazate pe revoluțiile noi în tehnologie. Un asemenea obiectiv îl urmărește acest proiect. Dezvoltarea economică a județului este legată de o asemenea perspectivă de abordare a dezvoltării. Este legată de investiții mari care trebuie făcute și în această zonă a României. Suntem din acest punct de vedere deficitari. Știu din experiență, știu din ceea ce am citit, știu din ceea ce am văzut peste tot în lume pe unde am fost, că marile investiții sunt așezate acolo unde există capacități pentru dezvoltarea forței de muncă.
pentru pregătirea acesteia și, sigur, esențial în acord cu perspectivele pe care le creează revoluția și tehnologică și științifică. Eu cred că este o oportunitate pentru noi deosebită și n-ar trebui să există nici o reținere. Sigur, sunt de acord cu dumneavoastră și apreciez în mod deosebit ca și contributor și ca reprezentant al contributorilor, a contribuabililor. Apreciez modul în care sunteți atent la fiecare detaliu, mai ales legat de gestionarea acestui proiect. Este foarte important și este foarte bine și acest lucru îmi spune că dacă lucrurile continuă așa, e bine pentru noi și pentru banii noștri, că avem grijă de ei. Dar eu vă rog din suflet și vă cer interios, din perspectiva intereselor privind dezvoltarea economică, din perspectiva necesității pregătirii copiilor în condiții pe care le cere secolul 21, nu școala secolului 20, care încet, încet devine istorie. Aprobați acest proiect. Mulțumesc. Ne-am încercat, cu tot respectul, vă cunosc, faceți parte din generația care ați construit România. Și nu mai zic mai departe ce am făcut noi, cei de astăzi. Dar, încă o dată spun, Giurgiu nu este orașul care duce lipsă de școli. Mai avem școli, domnul Cirea. Problema noastră este că nu mai avem copii, nu mai avem tineri în orașul ăsta. Tocmai din cauza lipsei locurilor de muncă bine plătite, noi nu avem investiții. De 30 de ani nu se face nicio investiție în Giurgiu care să genereze locuri de muncă bine plătite. Aici este marea problemă, domnul Cirea. Cu tot respectul pentru dumneavoastră. Noi nu punem carul înaintea voilor. Să știți că degeaba școlim noi niște copii la acest campus. Acei copii nu o să-și găsească un loc de muncă în Giurgiu. Și automat o să plece în alte țări din Uniunea Europeană sau în alte orașe. Pentru că noi nu o să putem să facem contracte cu acești copii și știți foarte bine că nu avem voie să facem contracte cu minori. Și atunci noi îi școlim în Giurgiu, le suportăm toate cele necesare după care ei o să părăsească orașul ăsta pentru că nu au unde să se angajeze. Aici este mare problemă. Noi avem două fabrici mari și late în Giurgiu. Avem șantierul naval cu 300 de muncitori și Vesta Alpin cu 100 de muncitori. Spuneți-mi mie unde o să angajăm câte 300 de elevi pe serie, care vor termina studiile acolo, în Giurgiu. Unde se vor angaja? Trăim în Giurgiu și în județul Giurgiu de foarte mulți ani împreună. Vom mai trăi, sper. Eu vă garantez, sigur, principial vorbind, că existența unei asemenea platforme de dezvoltare a învățământului în acest județ va fi una din condițiile favorabile pentru a se așeza aici investiții noi de anvergură. Un elev, după ce termină o școală profesională, trebuie să învețe meserie undeva. Spuneți-mi pe unde învață? Aici vor învăța. Unde, domnul Cirea? Cine învață meserie? Eu mi-aduc aminte când am ieșit mecanic prima dată, că asta am fost la origine, am mers într-o întreprindere unde munceau poate unii din tată în fiu acolo. Și am avut de unde să învăț meserie. Spuneți-mi mie, copiii ăștia, unde vor învăța meserie? Că terminăm, iau o diplomă cu care o să stea... Unde vor lucra? Unde vor lucra, da, ca să învețe meserie în continuare. Deci vor lucra în întreprinderile economice, în care? Mari și mici, din județul Giurgiu. Care? Vă dau un exemplu, unul modest. Da. Eu, în momentul acesta, am în întreprindere 35 de oameni. Așa. Pe care, neavând școală, îi calific eu. Și după ce îi calificați, pleacă în străinătate? Nu pleacă în străinătate. Fac tot ce îmi stă în putință să-i determin să rămână la mine, pentru că să știți că asta este problema. Nu că vor pleca pentru că le place lumina soarelui din altă parte. Pleacă pentru că alte condiții. Da. Dar noi trebuie să le creăm condiții aici ca să rămână aici. Păi tocmai asta am zis. Haideți să aducem investiții care să genereze... Nu pot veni dacă nu suntem pregătiți. Păi cum să fim pregătiți? Uite așa. Forță de muncă. Domnule, iertați-mă, vă trebuie și eu, scuze, poți jumătate oră, domnul Cristian. Ca să vă aduc prin de drumul ăsta, ce zice domnul Moroi, e ca în bancul ăla, nu mă spăr pe dinți, că nu mă pot nimeni, dar de fapt aia nu am făcut-o, că nu m-am spălat pe dinți. Dumneavoastră nu a dat contact foarte mult în ultimii 2 ani cu investitori care au venit în Giurgiu să caute un loc pentru investiție, pentru că nu ați avut ocazia. Eu am avut. Absolut toți investitorii care au
venit în Giurgiu, nu au întrebat decât un singur lucru, forță de muncă. Atât. Nu canalizare, nu apă. Nu curent, nu gaz. Au spus, aveți sau nu aveți forță de muncă? Normal că dacă noi nu avem o forță de muncă pregătită, ei nu vor veni niciodată, pentru că nu vor avea cine să lucreze în fabrică. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, eu am ascultat opiniile colegilor consilieri, cărora vreau să le spun încă o dată, că le mulțumesc pentru cei 2 ani în care am învățat la clase publică locală alături de ei în acest consiliu. Dar rămân la opinia mea că votul tuturor celor care se vor abține sau vor fi împotriva astăzi este un vot oarecum politic. Și dacă greșesc, să fiu iertat. Recunosc că politica înseamnă, am văzut și eu, compromisuri. Mai mari, mai mici, nu poți să faci politică fără compromisuri. Dar depinde de fiecare dintre noi până la ce limită ținem compromisurile acestea. Dacă facem compromisuri ca să afectăm interesul comunității, eu cred că nu e ok. Eu zic așa, că nu există niciun motiv viabil pentru care astăzi noi să nu votăm acest proiect și mi-este puțin jenă faptul că niște oameni din București, unii de stânga, cam tot de stânga, vin astăzi să ne povestească nouă aici despre un proiect pe care noi l-am inițiat, în care ei au intrat doar ca să ne sprijine și vin să ne spună mult mai certat pentru un lucru atât de important pentru județul vostru. Mi se pare puțin jenant. Și sper ca toți ceilalți colegi care vor vota astăzi împotrivă sau se vor abține să poată între ei atunci când se uită în oglindă, cu ideea că au avut șansa să aprobe pentru Giurgiu un proiect care ar fi adus forță de muncă calificată în oraș și n-au făcut-o și mă uit la masă aici, dar vine mine și văd numai profesori, oameni de afaceri, oameni specialiști din fonduri europene, care toți ați resimțit în ultimii ani lipsa forței de muncă. Deci eu și domnului profesor. Nu vreau să ne acuzat de politicianism. Nu vreau să vă spun că nu sunt un politic, dar acum trebuie să vorbim ca și cetățenii acestui oraș. Lipsa forței de muncă, încă o dată, nu este din cauza faptului că noi nu școlim copii. Au plecat oamenii din Giurgiu pentru că n-au avut unde să lucreze, să-și câștige un salariu decent. Pentru asta, nu că nu avem forță de muncă pregătită. Am avut, ani de zile, ne-am bătut joc de ea, a plecat în Occident și acum cum o să mai aducem noi oamenii ăștia înapoi? Sau care sunt elevii, care potențialul de elevi care o să-i pregătim noi atât de bine încât să fie viitorii meseriași ai orașului Giurgiu? Domnul Morel, a spus de atâtea ori în această cameră că noi vrem să creăm locuri de muncă, da? Pentru ce am vrut să ne creăm dacă știa că sunt oameni să muncească în ele? Păi și o să fie oameni acum? Păi asta spune doamne, acum am mai înțeles. Păi, când acum o ședință sau două sau trei, a spus mereu, noi vrem să creăm locuri de muncă. Și asta nu vrem locuri de muncă, noi întâi să creăm locuri de muncă și după aceea să ne facem probleme că n-avem unde să școlim oamenii. Nu vrem să creăm cine mai știe, este cine mai știe. Domnul Moroi, trebuie să vă rog frumos să încetați, dar se vrea cuvântul domnului Comean. Da, bună ziua! Sunt profesor Daniel Moroaga Manuel, sunt profesor de Universitatea la Politehnica din București, fac o mică corecție pe tot ce a spus colegul meu, nu sunt profesor în domeniul electronic, ci sunt profesor în domeniul mecatronic. Și nu mă consider o super somitate națională, deși sunt singurul profesor în acest moment al departamentului de mecatronică, din aceleași motive pe care le-a spus și dumneavoastră, din că am avut foarte mare grijă de resursa umană tânără în ultimii 30 de ani, cu toții, și atunci am reușit să o exportăm, 4 milioane și jumătate de oameni, a doua țară după Siria, ca pierdere de populație, țară care n-a avut război. Bun. Deci, vă înțeleg perfect. Avantajul de a vorbi ultimul. Ok, atunci, avantajul parțial de a vorbi ultimul este că poți să înțelegi contextul. Ieri când am fost sunat și rugat să vin la dumneavoastră, am fost foarte supărat. Din două motive. Unu, că astăzi trebuia să instalez un echipament pentru cercetări spațiale la 40 de kilometri de Giurgiu, în condițiile în care Giurgiu nu cred că a profitat de faptul că aveți cea mai puternică platformă de cercetare de fizică din România. Dar poate așa a fost să fie. Exact, unde este asta? La Măgurele.
Oasele la formă, dacă e bine, este bine folosită, generează locuri de muncă super plătite, pe în Occident de 40 de kilometri. Dar nu cred că a fost vina noastră, cred că a fost vina întregului context economic al României, deci nu o luați din nou ca fiind ceva în sens personal. Eu nu reprezint niciun partid politic aici. Nu am candidat. Vă promit că nu o să candidez niciodată în Giurgiu pentru nimic și nu voi participa la campania electorală a nimănui. Fiindcă n-am făcut-o până la 52 de ani și nu o să fac niciodată mai târziu, fiindcă nu am nevoie. Dar nu ne certați, domnul profesor, voi vă... Da, domnul, de acord. Nu v-am certat, am spus doar care este contextul. E, problema este, eu n-am înțeles un lucru. De ce eram supărat? Fiindcă n-am înțeles un lucru. O parte din ceea ce n-am înțeles, m-am lămurit astăzi. Și încep cu ce n-am înțeles și m-am lămurit astăzi. Și este foarte trist ce am observat. Este foarte trist că orașul care a fost conectat pentru prima dată cu un printr-un telegraf și printr-o cale ferată de capitală, orașul care la momentul respectiv avea ca forță economică cel puțin nivelul capitalei, încă de aceea a fost conectat din alt motiv. Orașul care reprezenta probabil unul din pilonii economici ai țării românești, existent pe toate hărțile europene, ca fiind un oraș relevant, a ajuns în acest moment să-și pună problema, și nu doar orașul, ci județul, a ajuns să-și pună în acest moment problema, dacă poate sau nu să susțină un învățământ elementar. Și dacă va mai avea sau nu copii în Giurgiu. Este crunt să spui problema dacă vei mai avea sau nu copii în Giurgiu. Și știți de ce îmi pare rău? Fiindcă copiii dumneavoastră, după ce termină liceul, devin studenții mei. Și dacă acum 4 luni, când colegii dumneavoastră, nici n-am știut ce partii reprezintă când au venit și m-au rugat să participe la acest proiect. Eu sunt coordonator academic din partea Politehnicii. Da? Cunosc toate laboratoarele, cunosc toate investiția care se va face, cunosc absolut totul. Da? Deci acum 4 luni, când am fost rugați să particip la acest proiect, atenție, am fost rugați să participăm la acest proiect politehnic, ca să ne lămurim un pic. Am spus da. De ce? Nu fiindcă politehnica ar avea un interes, fiindcă ea nu câștigă ceva de la dumneavoastră. Noi avem un campus mare. Noi vom avea un consorțiu universitar cu multe universități. Noi vom intra în consorțiu cu cel puțin 5-6 institute de cercetare naționale de forță. Așa va fi Politehnica peste următorii ani. Dar avusesem studenți din Giurgiu. Avusesem studenți din Perona. Avusesem studenți din Călăraș. Și cu acei copii, eu întotdeauna am putut să lucrez și să am rezultate foarte bune. Și m-am gândit, dacă au venit cu o mână, poate sunt mai mulți. Dacă sunt mai mulți, de ce oare nu vin? Poate nu vin fiindcă nu-și permit. Soția, care este de origine jumătate din Călăraș, jumătate din Telorman, mai așa, mai naționalistă din Sud, mi-a zis, dar bine, dar voi când vă mișcați către ei? Și cum nu poți să cedezi, doamne, dar să spui nu, mai ales soției? Am zis, ok, ne mișcăm către Sud și mergem noi către ei. Se vorbește foarte mult. A doua supărare o să vă spun la tine. Asta a fost prima care mi-a trecut supărarea fiindcă mi-am dat seama că nu este o voință din partea noastră, dar a fost înlocuită cu foarte mare tristețe. Foarte mare tristețe că s-a ajuns aici. Referitor la context, ca să nu lungesc pe partea de supărări, referitor la context, noi să steți în acest moment, din punctul meu de vedere, într-un blocaj. Nu îi opriți pe acești tineri, județul, în final, se va dizolva, din punct de vedere uman. Se va dizolva. În momentul când veți ajunge să aveți mai pensionari, puteți să dizolvați cu județul. Ăsta este adevărul. Nu aveți decât atât de puțin copii, fiindcă tinerii dumneavoastră au rămas în București, sau după ce i-am pregătit, mi-au cerut recomandare, și acum vă pot da contactele lor ca să-i găsiți prin toate colțurile lumii. Nu știu dacă sunt și în Alaska. Deci avem absolvente politică și în Alaska. Cred că și pe acolo. Da?
Deci, este o situație de cer vicios, de blocaj. Da? Nu-i aveți, nu-i aveți, fiindcă au plecat. Și au plecat fiindcă nu au avut condiții. Nu veți avea condiții să-i opriți, vor pleca în continuare. Veți avea și mai puțin copii la un dat. Și au dat nu mai pensionari. S-a terminat, s-a trastinit. Se vorbește numai de liceu. Eu nu înțeleg de ce se vorbește numai de liceu. Vă spun sincer, eu nu înțeleg. Să nu vă supărați, nu o luați din ca o ceartă. Ăsta e stilul meu. Aseară am sunat, am vorbit cu conducerea Bărbin și am întrebat cum pot să mă exprim sincer. Mi s-a spus, nu te exprimați sincer, că te știm. Faci treabă bună, dar ești duraznic când trebuie să lucreze cineva cu tine. Dar, în general, cam toate lucrurile care trebuia să le fac, le-am făcut în carieră. Deci vorbiți numai de liceu. Nu liceu, nu va ridica. E un blocaj mental în doar de liceu. E un blocaj mental în faptul că nu trebuie să depășiți nivelul de liceu. În orice țară europeană, Dunărea este dată cu universități, în orașele colaterale, în orașele liberale. România, Galați nu este Moldova. Poți cu toți. În momentul când am ieșit din Galați și m-am dus până la Drobeta, primul Severin, eu nu am o universitate. Lângă dumneavoastră există ruse. Politehnica are acord de schimb de profesori și de studenți cu ruse. Și asta vară i-am plimbat pe colegii din ruse. N-am cum să-i plimb pe colegii din ruse, că nu există. Deci noi nu avem o universitate liberală în Dunăre. Este șocant. Cum dezvoltăm regiunea Dunării dacă nu avem o universitate? Vorbim mai de liceu, dar universitățile trag tot în spate. Nu licee. Liceu se asigură oamenii care mișcă tractoarele, dar ăștia vor dispărea și ei. Spuneți că nu are ce să caute universitate în Giurgiu la 40.000 de locuitori. Suntem la Rusia, da, profesor, dacă vreți să facem un dialog. Vorbim de Rusia, da? Da. Rusia este al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria. Poate știți lucrul ăsta. De acord. Iar Giurgiu are vreo 40.000 de locuitori. Pentru cine facem noi universitate în Giurgiu? Ca să întrebăm. Și nu cred că astea sunt principalele condiții ca un tânăr să rămână în Giurgiu. Un tânăr rămâne în Giurgiu dacă are un salariu decent, ca să poată să... De acord. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vă duceți în Politehnică, vedeți numai clădiri de birou. De ce au venit acei oameni lângă Politehnică? Fiindcă angajează studenții, ne-au urât. Eu vreau dacă nu mai vin la ore, dar măcar învață ceva interesant. Nu ne raportați la București, vă rog frumos. Nu, am vrut să vă întreb următorul lucru. Credeți că în momentul când veți avea o universitate în Giurgiu, o universitate orientată pe aplicativ și conectată la problemele regiunii Dunărei, credeți că nu vor veni investitori care să beneficieze de această resursă umană inteligentă? Iar universitatea nu se face pentru un oraș. Nu este un discurs pentru a vă convinge să faceți proiectul. Nu este un discurs pentru a vă convinge să luați credite. Nu este un discurs pentru a vă angaja viitorul copilor dumneavoastră prin credite care pot să blocheze dezvoltarea orașului. Eu înțeleg lucrurile astea foarte bine. Noi nu riscăm. Nu asta riscați. Știu, doamna ministră. Știu. Aș și răspunde pentru asta. La mine despre asta este problema despre credite. Nu am vrut doar să spun. Punctul meu de vedere. Noi neavând nicio criză deosebită în a avea un campus universitar în plus, facem tot ce avem. Dar asumându-ne angajamentul ca dacă dumneavoastră îl faceți, noi să menținem funcționat 15 ani. Dacă era lider de proiect Consiliul Județean, atunci când așa se punea problema, nu mi s-a deci, aici avem lideri universității, județele care există asemenea studiuri și avem o singură excepție, Bihor, unde întâmplător există deja un campus și unde Constituția este proprietarul terenului pe care se va dezvolta noul campus. Dar în VIP spune foarte clar ce condiții pot fi ele. Da? Deci am vorbit cu domnul primar înainte și am spus că vom aprofunda această direcție. Dacă vedeți ce s-a întâmplat, de ce se prevene VIP. Ce e Bihor a să devină lider, vom încerca să mergem și pe această filieră și să schimbăm între lider și vice-lider poziția, să facem această locare. Dar credeți-mă, la acest moment nu vă puteți considera
detașat de posturile țeane în responsabilitățile legate de acest proiect și nu aveți nicio temere că veți fi vreodată singuri în, depășirea oricărei probleme pe care o puteți identifica cum se apare partea apărea viitor. Suntem cele două instituții care vor duce greu acestui proiect, alături de Politehnică pe partea de învățământ dual superior. Dar pentru ce înseamnă pregătirea de noi care termină clasa 8-a, noi și dumneavoastră avem principală responsabilitate și cam singura. Inspectoratele școlare au alt rol de a susține acest demers metodologic mai degrabă, iar cei patru parteneri privați din Iusul și unul din Întrebărma au și costanță de 100.000 de euro, dar nu sunt bani pe care îi dau efectiv, asigură condiții pentru practica care se dă mereu cu valiții. Nu valiții. Toate aceste firme și cele care vor acchiesa o pe la acest consorțiu și e mașe primabilitatea de a de a intra în postul și ce se fac și de bine și multe altele, voi avea posibilitatea ca să se pregătească tineri pentru mențințele pe care le simtează, să-i cheme și să-i pregătească pe copiii în ore de practică la ei în, în societate. Totul este în schimbare. Ce nu înțelegem acum sau ce nu este foarte clar, nu contest că pot să fie semne de întrebare mici, tot în această formulă a unei colaborări putem să depășim cu niciunță de probleme. Este convingerea mea. Domnul Scalu? Da, am o întrebare. O universitate nu se face pentru oraș. O universitate se face pentru oraș, ca să acel oraș are măcar de la 3-400.000 de locuitori în sus. Deci o universitate nu se va face niciodată pentru Giurgiu și nu va fi niciodată rentabilă ca să fie făcută pentru Giurgiu. O astfel de universitate aici, dacă se face, și dacă nu exista această colaborare a celorlalte două județe, nu intram, eu cel puțin personal, fiindcă mi se părea, din motivele pe care le-ați menționat, cu aiurea, da? O asemenea universitate se face numai dacă ea poate să devină pivotul unei regiuni. Dacă dumneavoastră gândiți această universitate, fiindcă dumneavoastră ne cereți ce să facem, este un lucru care nu cred că s-a planificat. Da? Nu. Exact. Da? Dumneavoastră ne spuneți ce vă doriți. Dacă dumneavoastră gândiți această universitate ca pe un pivot al regiunii dunărene, care e cea mai puternică regiune agrară, dar nu numai a României, atunci aveți succes. Dacă o gândiți ca o universitate a orașului Giurgiu, mai bine nu ne apucăm. Deci e o decizie dură. Îmi dau seama de riscurile respective. Îmi cer scuze dacă am apărut că vă cer sau că fac presiuni. Îmi cer scuze încă o dată. Da? Și o să termin doar cu spunând care e a doua supărare a mea. Prima supărare v-a spus, s-a transformat în tristețe. A doua supărare este următoare. Suntem pe 23. Pe 7 se face depunerea. Am început proiectul de 4 luni. Dom'le, se cunoaște unde este plasată Universitatea Politehnică din București. Cine nu știe unde e plasată, are o problemă mare de educație. Se cunoaște unde e plasată Universitatea Politehnică din București. De ce n-am avut această discuție timp de 4 luni? De ce nu? Dacă existau mici frecușuri politice, dom'le, n-am închis niciodată ușa până acum, de când am rămas în învățământ, eu n-am închis niciodată ușa cuiva în nas. Dacă mă sună la 12 noaptea unul studenții, răspund. De ce nu nimeni n-a întrebat timp de 4 luni de zile? 5 facultăți, 5 decani au muncit timp de 4 luni de zile ca să pregătească acest proiect, uitându-se ce se face în altă parte, întrebând ce se face pe la dumneavoastră, sunându-ne foștii absolvenți din Teroma, Giurgiu, Călăraș și așa mai departe și întrebând, păi, voi cam ce vă trebuie din zonă? Vă băgați și totul meu. Păi ne băgăm, domne. Cum să ne băgăm? Păi criză mare de personal. Iar la București nu-i mai pregătiți, fiindcă la Bucureștiul plătește noi IT. Da? Toată lumea ne întreabă, de ce nu-i pregătiți voi? De cum ți-i mai pregătesc? Eu când mie în anul 2 de facultate, îi încarcă pe salariul mai mare decât al unui asistent. Bucureștiul va face doar IT. Ăsta e adevărul. Aplicat până de la management feroviar, da? Până la management aeroportuar, fintech și așa mai departe. Noi trebuie undeva să transferăm această pregătire inginerească ceva. Și oamenii m-au întrebat, voi o faceți voi chestia asta, o transferați voi către sud, dar nu o transferăm. O facem și pe asta. Dom'le, 4 luni de zile, deci am încicat un pic în politic, mi-a explicat și mie. Asta chiar aș vrea să știu, fără supărare. Domnul Scalu, vă rog frumos, era domnul Scalu. Profesor,
De ce sunt ușor împotriva acestui proiect? Pentru că e și un pic cam târziu pentru Giurgiu. Să vă spun de ce. Noi, dacă și aduc aminte colegii, în urmă cu 15 ani aproximativ, în Giurgiu, Guvernul României a fost o unitate militară în Giurgiu. Guvernul României a dat în administrare terenul acela de vreo 20 de hectare, nu mai știu câte erau acolo, tocmai pentru un campus universitar. Atunci fiind primar care, mă rog, a ținut foarte mult la educație, a transformat acest campus universitar, care trebuia să fie campus universitar, în Lidl, în Mega Image, în toate astea, m-ați înțeles? Deci atunci era poate benefic pentru Giurgiu o universitate. Era momentul. Dar gândiți-vă că au trecut 15 ani de atunci, au plecat foarte mulți oameni din orașul ăsta și foarte mulți copii. Acum 15 ani, studenții mei, vorba unui prieten care acum a ajuns într-o poziție foarte mare de cercetare la o multinațională, acum 15 ani, profesorii spuneau, măi, încearcă să iei și tu o notă mare, că poate ajungi distribuitor la Coca-Cola. Dom'le, e un bun inginer, poate ajungi să încarci ceva la Coca-Cola. Fiindcă n-am unde să lucrez, ăsta e adevărul, da? Tot ce eu știu, mă, n-am venit după care am cu toți. Normal că s-a întâmplat așa ceva acum 15 ani, fiindcă așa se întâmpla acum 15 ani. Unde nu se întâmpla, era o minune generată de oameni foarte responsabili. Dar atmosfera generală nu era ca acum. Eu, în ultimii ani, am umblat foarte mult din Transilvania. Ieri am fost, alaltă ieri am fost la Iași. Acum când am plecat către Iași, ca să vizitez două companii mari, Continental și Vitesco, i-am spus colegului care pleca, băi, eu nu plec. De ce? Băi, a fost acum 15 ani și m-a deprimat. Un oraș cultural deosebit de referință a României, acum 15 ani, m-am lăbit de nervi. Fiindcă mi se părea că se prăbușește. M-am dus acum și am văzut zona de cercetare, de proiectare, da? Zeci de mii de metri pătrați la fiecare din companii, fabrici în care de față cu mine se descărcau echipamente de 1.000.000, 2-3 de euro bucata, că de aceea am fost, ca să discutăm cu ei, să-i ajutăm să le instaleze și să le fac training unor copii, care sunt exact ca cei care spun asta, deci au terminat o școală, care și școala trebuie să învețe să mai fie școală. Fiindcă ne mai avut cum să predai. Și tu ai avut o problemă. Și mie nu mi-e rușine să o spun. Eu am o problemă, poate alții nu au o problemă. Eu am o problemă, trebuie să învăț foarte mult. Da. Și asta fac de câțiva ani. Și ne-am dus acolo să dăm peste niște copii care au spus, avem în față chestiile astea, 1.500.000 de euro fiecare mașină, trebuie să le folosim, avem ocazia să câștigăm 2.000 de euro pe lună, da, dar îi depășesc salariul meu la 30 de ani. La 30 de ani îi depășesc salariul de profesor universitar. Da. Și mi-au zis, noi vrem să folosim, să câștigăm 2.000 de euro pe lună, ajutați-ne domn profesor să pornim și minunățiile astea. Și am stat cu ei ca să le pornim. Nu putem să comparăm ce a fost acum 15 ani. Eu acum, la vară, vreau să-ți iau soția să merg la Iași. Mă rog, ea când a auzit că face capul ăsta, atunci m-a întrebat la Giurgiu. Nu merge? Băi, mama, zis, hai să vedem dacă decolează. Dacă decolează, mergem. Dacă nu decolează, mergem în Transilvania și la Iași. Vă înțeleg perfect situația. Vă înțeleg perfect situația. E o stare de blocaj. Nu faci, te prăbușești, dispari. Faci, dacă ratezi, dispari. Bun. Tot ce pot eu să vă fac este să vă spun că 5 facultăți, știm, automatică și calculatoare, electronică, inginerie industrială și robotică, ingineria sistemelor biotehnologice și, am lăsat o ultima căia mea, inginerie mecanică și mecatronică, 5 facultăți sunt lângă dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de noi, nu vă presăm, nu vă obligăm, îmi cer scuze dacă ați avut senzația că vă certăm. Nu asta a fost motivul. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Sigur că știu, a început această discuție prin faptul că ne-am exprimat deja părerile în săptămâna trecută. Eu știu că ne-am mai exprimat o dată mai înainte și am votat toți pentru. Am votat toți pentru și a fost un lucru bun, cred. De asemenea, aș vrea să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, consilier de la orice partid, dar consilier local, pentru că astăzi, în această discuție, am arătat, cred că, cu toții grija pentru oraș, responsabilitate
și poate că chiar n-am respectat jurământul acela care îl avem scris pe perete și de o parte și de alta, ca să nu-l uităm, dar că vom face tot ce putem și ce stăm prin puterea noastră pentru mai binele locuitorilor orașului Giurgiu. Pentru mai binele orașului Giurgiu, cred că trebuie să încercăm să schimbăm paradigma în care ne raportăm ca oameni săraci la un mediu sărac și așa mai departe. Tot la fel, cred că parteneriatul acesta cu Universitatea Politehnică București este unul onorant. Este unul serios și care dă dovada unui profesionalism. Ați văzut, aici au venit profesori universitari care v-au vorbit despre munca de 4 luni a unui colectiv pentru un proiect în care domniile lor cred. Și cred, punându-și speranța și în fiecare dintre noi. Sigur că sunt probleme reale legate de finanțare, n-au apărut discuția asta din an. Fiecare dintre noi are dreptate. Și cei care sunt pesimiști, și cei care sunt realiști, și eu care sunt optimist. Pentru că, așa cum am spus și data trecută, eu cred că dacă vrem ca în discuțiile noastre, fie cu cetățenii, fie cu tinerii, fie cu copilul meu la care trebuie să mă uit în ochii lui când mă duce acasă și să-i povestesc ce am făcut noi astăzi aici, el fiind clasa a 12-a și urmând să ducă la Universitatea Politehnică, de unde poate să plece în altă parte sau să se întoarcă la Giurgiu dacă are de ce, eu mă gândesc că pentru el eu trebuie să lucrez ca orașul Giurgiu să-i ofere condițiile de a sta aici. Și pentru el, și pentru colegii lui, și pentru cetățenii care ne-au votat ca să facem mai bine în acest oraș. Nu e ușor. Nu e ușor pentru că este cert, sunt mulți bani aici. Dar salut totuși munca și curajul echipei de proiect, a fiecăruia dintre cei care de 4 luni poartă și corespondență și kilometri, zeci de kilometri, sute de kilometri, mergând zilnic dintr-o parte în alta, pentru a încerca să găsească soluții, pentru a încerca să găsească o nouă viziune pentru Giurgiu. Iar această nouă viziune este una a educației. Nu trebuie să ne sperie. Este bine să fim educați și cred că este bine să avem copii educați, copii care să-și găsească locuri de muncă în fabricile, în întreprinderile, în IMM-urile noastre, pe care nu le putem dezvolta fără forță de muncă. Domnul Silviu Dumitrescu, cred că era bine dacă erați la celelalte două ședințe aici, fiindcă cu certitudine ne-ați fi spus lucrurile pe care le-ați spus acum și care ne-au făcut foarte bine. Mie mi-a adus un plus de informație și mulțumesc. Dacă ați fi făcut-o, poate că nici nu se vota așa data trecută. Nici dumneavoastră nu ați spus asta. Eu am lipsit fiind în concediu, la fel ca și dumneavoastră. Am spus că eu atunci când am fost aici am luat cuvântul, la fel spun și acum. Îmi iau cuvântul și spun ce am de spus, ca de fiecare dată. Și nu iau cuvântul pentru a vă combate pe dumneavoastră, că n-am venit aici să vă combat pe dumneavoastră. Eu am venit aici să susțin interesul cetățenilor municipiului Giurgiu și asta nu înseamnă că faci politică și că suntem politicieni. Cred că suntem niște administratori ai acestor bunuri și ai viitorului orașului nostru și dacă ne gândim la el și din punct de vedere istoric, vă mulțumesc, domnule profesor universitar doctor, fiindcă, într-adevăr, orașul acesta are o istorie extraordinară, o istorie pe care prea puțin o fructificăm, o istorie despre care prea puțin vorbim și o istorie despre care trebuie să o aducem aici, să ne mândrim cu ea. Istoria, să știți că o facem noi astăzi, aici. Istoria o facem votând într-un fel sau altul. Istoria o facem votând pentru și mergând mai departe, sau votând împotrivă și rămânând acolo unde suntem. Și pe urmă să nu vă întrebați de ce, lumea va spune despre noi că suntem cei care s-au opus dezvoltării acestui oraș, acestui județ și că degeaba s-au unit 3 județe, degeaba au venit 4 facultăți, degeaba a venit cea mai puternică universitate din sudul Europei, care are și parteneriat cu vecinii de la Ruse, și ei la Rusia au rămas mulți și pentru că există acolo Universitatea Angel Câncep, care adună oamenii din tot nordul Bulgariei la Rusia. Să știți că nu se întâmplă acolo lucruri altfel decât în lume. Pentru ca să ai un oraș puternic, trebuie să ai într-adevăr o universitate sau o școală foarte puternică, un centru de cultură sau de educație. Eu vă dau pentru și cred că nu fac altceva decât am și data trecută. Vă mulțumesc. Domnul Vinaru?
îmi pregătisem un speech mai lung, s-a vorbit prea mult pe tema asta. Domn profesor, doar 10 secunde, așa am zis eu până la 52 de ani, că nu mă voi implica, dar când am văzut alții vorbesc după margine fără să facă nimic, acum 3 ani m-am hotărât să mă implic. Unul la mână, pare rău că s-a lucrat atât de mult. Criteria este următoare. Giurgiu are foarte mulți specialiști, 5.000 de oameni, fac naveta zilnic la București. Dacă se găsesc postul locuri de muncă, ei vor veni înapoi la Giurgiu. Când nimeni nu-i convine să stea 2 ore pe drum, dus întors. Deci, forță de muncă există în Giurgiu și calificare. Și doi la mână. Dumneavoastră, ca și cadru și ca și domnul profesor, știți câte locuri pentru învățământul dual, licean, sunt alocate de către Inspectoratul București pentru anul 2023-2024? Licean. Deci vă răspund foarte sincer și nepoliticianist. Nu știu. 800. Și știți de ce nu știu? 800 de locuri sunt pentru București pentru anul 2023. Că domeniul meu nu este învățământul preuniversitar. Deci noi vrem să facem la Giurgiu 700 de locuri. Când Bucureștiul, care are 2 milioane de locuitori, are 800 locuri și anul ăsta a avut la fel și nu s-au ocupat. Este logic. Dumneavoastră aveți mult mai multe șanse, aveți mult mai multe șanse de a obține o investiție în zona industrială decât are Bucureștiul. Bucureștiul nu va avea niciodată investiție în zona industrială. Fiindcă nimeni nu vine să-mi aducă o fabrică din domeniul automotiv sau din orice alt domeniu, într-un spațiu în care 80% din absolvenții, 90% din absolvenții mei de facultate foarte buni, au ajuns la 30 de ani să renunțe la domeniul lor pentru care aveau pasiune și să treacă în IT, unde salariul este de 2 ori mai mare. La București nu va mai exista niciodată industrie. S-ar putea să existe la Giurgiu. Păi dau cuvântul domnului primar. Mulțumesc. Cred că a ținut deja destul dezbaterea. Voi fi scurt și trebuie să vedem la modul pe care l-a amintea colegul nostru, domnul Scar, optimist, realist sau pesimist. Domnul profesor, nu știu condiția orașului Giurgiu, nu știu că practic acest oraș nu poate să-și asigure plata iluminatului stradal și al salubrizării. De-aia există această temere. Ne pare rău că nimeni nu v-a spus timp de 4 luni de zile cât ați muncit pentru acest proiect, fiindcă la început de drum, Consiliul Județean era lider de proiect, iar municipalitatea nu avea mari probleme din acest considerent. La modul optimist, eu sper că acest proiect să fie transferat Consiliului Județean, așa cum s-a întârziat proiectul, s-a așteptat vihorul și a fost acreditat Consiliul Județean ca fiind lider, transformând baza pe care o are pentru elevii cu nevoi speciale în noul campus preuniversitar dual. La fel, sper să se întâmple lucrurile și trebuie să vedem și optimistic, dar nimeni nu poate garanta, dacă nu ne îndeplinim un indicator, că nu vom da cele 23 de milioane de euro înapoi. Dar eu sunt sigur, pe de altă parte, că Ministerul Educației s-a gândit și la o strategie. Și în afară de acest învățământ dual, va găsi și strategia pe domeniul economic, ca să îndrepte antreprenoriatul pe niște terenuri pe care nu le mai avem, din păcate, fiindcă s-au înstrăinat timp de 32 de ani, s-au ciopărțit și trebuie să intervine statul cu un proiect de tip Marshall, să adauge 200 de hectare minim prin expropiere directă adiacent orașului, ca să poată să dezvolte acest oraș. Domn profesor, dumneavoastră poate nu știți, noi nu avem nici măcar un metru pătrat la Dunăre. Vă dați seama. Sunt multe puse, exact cum spunea domnul Moroiu, carul înaintea boilor. Dar noi totuși suntem optimiști. Sperăm, prin votul dumneavoastră, să cântăriți foarte bine, să vă gândiți la alegătorii dumneavoastră, indiferent de culoarea politică, și să gândim ca un partid al giurgiuvenilor aici reprezentativ. Mulțumesc! Indiferent care va fi votul, când veți avea nevoie de noi, noi vom fi disponibili. Indiferent care va fi votul de astăzi, da? Domnul Damian. Mulțumesc frumos! V-am ascultat cu mare atenție toate plătoariile. N-am ce să spun și ce să adaug vis-a-vis de oportunitatea unui asemenea proiect la Giurgiu.
Cu toții știm că investiția în educație este una care nu trebuie să fie pusă la îndoială și nici nu o pun. Însă, domn profesor, aș vrea să vă spun un lucru. Nu știu dacă dumneavoastră știți că astăzi când noi vorbim, învățământul giurgiuvean, nu știu dacă se mai întâmplă în țară, este încălzit cu porția. De ce? Pentru că banii nu ne ajung. Nu știu dacă știți că astăzi când noi vorbim, avem două instituții de învățământ care nu au autorizație ISU. Și asta este foarte grav. De ce? Pentru că nu avem bani pentru ele. Nu știu dacă știți că sunt câteva instituții de învățământ care sunt atât de vechi încât expertiza la un seism s-ar putea să ne arate niște lucruri foarte grave acolo. Nu știu dacă știți că astăzi când noi vorbim, deja am o instituție de învățământ și când spun am, pentru că eu coordonez în momentul acesta această activitate, căreia i-am respins o cerere că nu mai are prevedere bugetară să cumpere astăzi substanțe pentru curățenie. Nu știu dacă știți toate lucrurile astea. Nu trebuie domnul Muscaru să știe, dar eu vreau să vă spun de ce eu în momentul de față sunt sceptic, pentru că dacă n-am avut puterea și nu avem forța ca să susținem ce avem, oarecum vom avea puterea să ne mai împovărăm și cu ceva în plus. În altă ordine de idei, domnul profesor, ați făcut afirmația că după ce se va termina totul, va fi toată această școală susținută prin fondurile venite de la Ministerul Educației, perfect de acord cu dumneavoastră. Dar astăzi, când vorbim despre raportul dintre costul standard și anvergura unei clădiri, vreau să vă spun că dacă acesta nu este corect, și stă în fața mea, doamna, a fost inspector școlar general care știe perfect despre ce vorbesc. Dacă noi vorbim despre 300 de copii, domnule președinte, și despre 10.000 de metri pătrați construiți, raportul dintre banii care vor veni pe costul standard și nevoile de acolo va fi unul care cu siguranță nu va acoperi toate cheltuielile. Iată motivele și nu politic, domnule coleg viceprimar Silviu Dumitrescu, mă vor face să am poziția pe care o voi avea. Din tot sufletul vă spun că astăzi sunt mai responsabil ca oricând și mi-asum votul pe care îl voi avea. Mulțumesc! Ați pomenit să vă dau un răspuns. Problemele pe care le-ați relevat în afară sunt ale tuturor grupului și marităților și orașelor, nu doar la voi. Și poviți că aveți toate argumentele să le susțineți, dar și celor care avem să le rezolvați. Ce trebuie să facem noi acum este să ieșim din marea economică. Dacă nu va ajung banii astăzi, nu ține de ce va ajunge cei de anul viitor, cei de peste 2 ani, dar nu facem nici, dar nu investim deloc în viitorul copilor și în viitorul județului și al cum să ieșim din cercul ăsta a picior? Dacă nu aveți bani, acum îmi spuneți că faceți economie, nepotând proiectul campusului, literal nu o să mai avem oportunitatea asta. Să mai rămâneți că un număr de ani, o să mai rămâne, că o să fim cumva în aceeași situație cu altul. Săraci, pentru că nu știm de unde să luăm bani mulți, bani care ne trebuie. Câte ani a fost ajută dumneavoastră și ne-am angajat și să ne asociem să facem și de solidaritate împreună ca să vă ajutăm. Și v-am cerut și să avem investiții, să identificăm alte surse de investiții din lista noastră pe care să le acoperim noi ca să vă dăm o stată de transferanță și bani acolo unde aveți dificultăți. Dar asta o facem, prețuind cumva preocuparea dumneavoastră și așteptând să răspundeți cu aceeași monedă când e vorba de copii pe care i-a spus că i-a părut un preot. Spuneți că nu trebuie să revenim copii acum pentru niște referii care nu există, dar care sunt bine plătite și care sunt necesare în jurul Siurciu. Și înseamnă că am vorbit cei care la care nu trebuie. Eu nu asta am spus, dacă vă spuneți. Asta am spus și asta am înțeles. N-am luat bani pentru curățenie. Ne pare tuturor rău. Vreau să vă spun că învățăm. Dar vorbim de aceeași situație. Ba da, domnul președinte. Tot așa vă spuneți pentru persoane care
reușesc să întreb, adică puțin îmi confundă temele. Sunt două teme distincte. Dar nu am nicio legătură ce am discutat până acum, ce spuneți până acum. Cheltuieli de funcționare din sistem educațional. Domnul președinte, să știți cu tot respectul pe care vi-l vor, că eu mi-asum. Păi nu, că nu pot să vorbesc peste alții oameni, mulțumesc frumos. Aș vrea să vă spun doar un singur lucru, că în ultima perioadă bugetul alocat învățământului nostru din buget local a fost de maxim 1 milion de lei. Și noi acum va trebui să venim cu peste acest milion, încă 4 aproximativ. Despre asta este vorba și v-am spus tot. Haideți să supunem la vot acest proiect. Nu mai puțin, ați făcut o pledoarie pentru acest proiect. Poate credeți că noi suntem subiectivi, dar aceeași întrebare am pus-o noi vis-a-vis de bani și domnului primar și de domnul Iorgi, care sunt în temă cu bugetul primăriei. Toți ne spun că nu sunt bani. Dacă dâng și spun lucrul ăsta, cum să votez eu pentru un proiect atât de ambițios și adevărat, în condițiile în care mi se spune peste tot că Giurgiu va rămâne fără fonduri în viitorul apropiat. Dacă nu sunt bani, poate va trebui să cer un bon mai mult. Dacă nu sunt bani, poate va trebui să modificăm legea educației, poate va trebui să modificăm codul administrativ. La datul meu anterior, puteam să dau bani unei comune oraș pentru cheltuieli de funcționare, pentru orice fel de investiții. Anul ăsta am avut o situație atipică. Vă credeți dumneavoastră, recordul dumneavoastră a fost ministru educației, da? Comuna Colibaș mi-a cerut bani pentru un proiect pe fondurile europene, la care va trebui creșterile de prețuri, a ajuns la o finanțare enormă, insuportabilă. Educația este prioritate. Costumul ce am zis, există în legea 27 pe acest principiu al solidarității. Chipurile înțelege și poate să ajute. Toată direcția a ajuns pentru Constituția mi-a spus că nu am bază legală să transfer 10 miliarde de lei, să ajut la sigur așa cum ne-am dat. Asta e valoare și cum de fapt. Numai că eu cum să pun în același post problema aceasta a cheltuielilor de funcționare insuficiente, insuficient acoperite la municipiul Giurgiu, cu o problemă investițională punctuală, certă, de maximă importanță, care trebuie tratată. Nu cred că trebuie amestecate, decât dacă vrem să bulversăm pe toți cei care au spus o părere despre ce vrem și ce trebuie să putem. O ultimă întrebare. Domnul primar, vă rog, spuneți-mi și mie, sunt sau nu sunt bani pentru acest proiect în buget? Pentru ce bani să fie că noi acoperim toți la deci, dumneavoastră, vă referiți la cei 11 milioane și toți cu TVA pe cei 3 ani. Da. Da, are primăria bani și care mătorii 3 ani? Nu e. Nu e, dar nu trebuie să aibă. Consiliul de Țean plătește, Consiliul de Țean plătește studiile de Otopo. Consiliul de Țean elaborează studiile pe datorizate, proiectul tehnic, face citația pentru execuție, contractează dirigențiale și antier și urmărește implementarea execuției. Vă ție enorm, în fiecare zi să urmăriți, dacă veți aprova, cum se va dezvolta acest campus. Nu plătiți nimic. Intrați în rol, pentru că asta prevede legea educației, toată infrastructura educațională e la OAT-ul, nu e la Consiliul. Dacă vom putea să modifică legea până acum și eu pot să mă angajez să contribui la acest demers, putem să vă putem și să preluăm noi administrare sau proprietatea extrăvirii la sfârșit. Dar asta e legea în momentul ăsta. Avem și lucruri de realizat împreună, de rezolvat. Nu se pot toate ca și soluții pe masă. Dar trebuie să ne străduim și să gândim pe lucruri. Deci nu aveți nimic de plătit la momentul ăsta dumneavoastră. Da? Deci avea, când a fost cu fosta mai probleme la Unitec, de plătit, dacă tăiem panica împreună peste 3 ani, în septembrie 2025, deși Polonia deja face de mers, se preocupează pe NRL. Eu m-am zis, proiectul nu stătea. Am început în 2011, vor 2007-2013, n-am terminat și acum. Deși, termenul din alătare, e în plus 2-4 de anul limit. Deci, sunt excep. Nu avem la excep. Îl terminăm până în 2025, mergem pe discuri de cadre, pe soluții moderne care se pot asambla foarte urgent. Rolul dumneavoastră, vă spun toată sinceritatea, începe în momentul în care vom deschide acel centru, chiar dacă vom clădi cu o altă eficiență energetică, consumit de plată pentru îngrădire și aer condiționat, vor trebui curățate, dar până atunci și găsim soluții tot împreună, tot în formula asta. Nu cred că ne speriem de curățarea unor spații acum, la fel moderne și ușor de întreținut. Dar care e drumul de sare? Nu avem bani. Cum să avem?
Doamnelor și domnilor, dați seama că încă mai sunt lucruri de clarificat. Îmi dau seama că totuși fiecare dintre dumneavoastră ar dori implementarea acestui proiect, dar încă mai sunt lucruri de clarificat. Haideți să nu trecem în anale istoric a un proiect care a fost votat împotrivă. Poate reușiți să spuneți de pe ordinea de zi. Mai discutăm, pentru că avem încă 3-4 zile pe care putem să le folosim și să vă răspundem la toate întrebările pe care dumneavoastră le aveți, astfel încât să găsim acea soluție și să ne dăm seama împreună dacă munca de până acum a fost în zadar sau nu. Dar vreau și să vă dau o clarificare. Dacă avem clădiri care se dărâmă, dacă avem clădiri care nu au ISU, de ce aruncăm la noi 20 de milioane de euro și nu facem o clădire care să fie sustenabilă și să mutăm elevii de acolo acolo? Care este logica prin care nu ne rămânem supărați? Dumneavoastră știți ce distanță este între un loc și altul? Cum să mutați copiii de acolo? Asta nu e nicio variantă. Un profesor vorbim, niciodată nu să găsim varianta ideală. Niciodată nu să putem să facem un liceu în casa copilului. Ca să putem să evoluăm, să facem investiții. Dacă nu facem investiții, o să rămânem în aceeași situație și la altul, probabil o să ne plângem de aceleași probleme. Dar dacă mai sunt lucruri de clarificat, haideți să mai stăm de vorbă și să ne reîntâlnim când avem toate lucrurile. Domnul profesor, dacă domnul primar ne spune clar că nu sunt bani pentru așa ceva, cum aș putea eu să spune? Domnul primar a spus că nu sunt bani, eu vă spun că vă dăm construcția în bani în fiecare an pentru o finanțare în anul respectiv. E o declarație publică asumată. Și vom și începe la noastră. Nu facem de aici, nu s-a mai votat odată ăsta în vot. Hai să trecem la vot. Ați adus argumentele acestea pe masă la o vot anterior? Sau nu v-au interesat argumentele? Ne-a susținut punctul de vedere, ne-au interesat foarte mult. Suntem de acord, trebuie să votăm. Păi asta spun. V-am lăsat unde, cred că nu am înțeles. Cred că nu am înțeles temerile. Deci temerile sunt pentru banii cei 23 de milioane de euro pe care primăria îi va plăti în cazul în care caietul de sarcină să finalizeze. Cred că aici este problema. Noi vorbim de o oră jumătate, două opinii diferite. Facem sau nu facem? Cred că asta e problema cea mai mare, pentru că temerea mea bună asta este. Scenariul acesta nu există nici măcar la nivel de teorie. Păi există pentru că așa scrie proiect. Nu. Atâta timp cât noi suntem laboratorii proiectului, da. Consiliul Județean este decât partener, Consiliul Județean Călărat la fel și așa mai departe, și terenul la fel. Da. Cred că aici este problema. Cine poate ști cei 23 de milioane de euro dacă ai tu lăsat și nu se va duce la îndeplinire? Da. Noi despre asta discutăm aici, dar opiniile sunt total diferite. Iertați-mă că intervin. Florentina Tache de la Universitatea Politehnică din București. Vreau să iau cuvântul numai pentru 2 minute. Promit că nu vă rețin mult. Deci fac parte din echipa care se ocupă de acest proiect pentru a fi dezvoltat de mai bine de 4 luni, da? Eu, sincer vă spun, credeam că vom fi astăzi în situația în care ne vom pune la o masă comună ca să găsim soluții, să zic, cum să-i convingem pe părinții copiilor care sunt amărâți în această regiune să vină în acest campus care cu siguranță se va dezvolta și se va operaționaliza. N-am crezut că vom fi în această speță în care, deși domnul președinte spune că asigură cofinanțarea pe care dumneavoastră trebuie să vă asumați și dumneavoastră acum vă puneți problema că de fapt veți implementa proiectul de 23 de milioane de euro pe care porniți de la această premisă, este clar că proiectul nu are nici un viitor. Dumneavoastră nici măcar nu trebuia să aveți în discuție această speță. Aceea este o clauză care este stipulată în orice contract pe fonduri europene. Este o clauză stas. Orice beneficiar care accesează astfel de fonduri își asume. Este normal. Ori dacă noi pornim de la această premisă că noi nu vom duce proiectul la implementare, este o altfel de problemă aici. Nu vreau să o dezvolt. Îmi pare rău că suntem în situația aceasta. Sper totuși să vă gândiți și să dați credit învățământului de orice nivel la această regiune. Mulțumesc. Haideți să spunem că totuși la vot.
supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Din păcate, proiectul n-a trecut. Propun să luăm o pauză de 10 minute. Ca să putem să trecem la proiectele de ordinea de zi. Stabilirea taxelor pentru eliberarea copiilor de pe documentele arhivate și de pe documentele ce reprezintă informații de interes public completată prin hotărârea Consiliului Local numărul 173 din data de 30 mai 2019. Avizul Comisiei de specialitate administrație publică locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții avem? Dacă nu avem discuții, spun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre numărul 47 din 15.02.2023 privind aprobarea modificării statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu și direcția de evidență a persoanelor. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții avem? Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Avem un vot împotrivă al domnului viceprimar. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 55 din 16.02.2023 privind încheierea unui acord de cooperare între municipiul Giurgiu, județul Giurgiu din România și orașul Anenii Noi, raionul Anenii Noi din Republica Moldova. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Învățământ Sănătate. Aviz favorabil. Mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu 18 voturi pentru și 1 împotrivă. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 56 din 16.02.2023 privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru perioada ianuarie-septembrie a anului școlar 2022-2023 aferente unităților de învățământ din municipiul Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Învățământ Sănătate. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu avem discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre numărul 45 din 14.02.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare rețea de aducție apă, tronson cumplit sunt de șoseaua Vizdarului, uzina de apă, municipiul Giurgiu, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții, Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu avem discuții, supun acest proiect. Cine este la vot acest proiect? Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre numărul 54 din 15.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare
a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente, șoseaua Slobozie, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții, Anghel Salinii, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu avem discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre numărul 41 din 10.02.2023, privind aprobarea efectuării unui schimb de terenul între E-Distribuție Muntenia S.A. și Municipiul Giurgiu. Avizul Comisiei Administrației Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții avem? Dacă nu avem discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre numărul 42 din 10.02.2023, privind aprobarea, abrogarea hotărârii numărul 238 din 27.06.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu situat în zona Mocănașu, Casa de Apă, de Asociația Pescarilor Profesioniști, Abramis 2003. Avizul Comisiei Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu avem discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Abține una? Împotrivă. Proiectul a trecut cu 18 voturi pentru și una împotrivă. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre numărul 43 din 10.02.2023 privind delegarea atribuțiilor de pregătire și organizarea activităților dedicate sărbătoririi zilelor municipiului Giurgiu și Sfintei Fecioare Maria al municipiului Giurgiu, Centrul Cultural Ion Pina Giurgiu. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Învățământ. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu avem discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Dumitrescu? Mulțumesc. Proiectul a trecut cu 18 voturi pentru și o abținere. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre numărul 44 din 14.02.2023 privind darea în administrare a unui imobil situat în ulicioara Ghiocerului numărul 2 către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții avem? Dacă nu avem discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre numărul 46 din 14.02.2023, privind însușirea studiului de specialitate și a studiului de fundamentare pentru realizarea pădurii PAL. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? No, președinte, numai puțin, ca să mai relaxăm un pic lucrurile. Despre ce este vorba? Asta am înțeles, dar reușit să mai știu ce cineva, ce înseamnă pădurea PAL. Pot să-i explic eu, că din cadrul proiectului inițial, la un moment dat am ajuns la domnul Mitroi de la Rosiva în birou, acum un an și ceva, explicându-i că sunt foarte multe nemulțumiri legate de fișete care au avut loc la plaja veche și am explicat că pentru noi, pentru municipalitate, ar fi de un interes maxim să putem să reușim acolo să aranjăm niște plaje sălbatice și să putem să facem ceva amenajări ca să creăm un obiectiv turistic. Dânsul mi-a explicat că nu se poate că terenul este la Rom Silva, dar mi-a spus că există o posibilitate pe care prevede codul Silvic, care spune că Rom Silva poate ceda în administrare sau chiar în proprietate din domeniul statului, poate ceda, prin hotărâre de guvern, o pădure, dacă cel care o primește și asumă să o transforme într-o pădure parc. Ce e pădurea parc? Pădurea parc este o pădure în care e voie să faci niște amenajări minimale, naturale, adică alei de balast, alei de piatră spartă, furișoare de lemn, tot felul de amenajări care sunt cu materiale existente în natură, ca să le dai municipiului turistic. Și de atunci, împreună cu sprijinul domnului primar și împreună cu sprijinul Rom Silva, se tot fac niște demersuri, pentru că este un demers legislativ foarte complicat, care implică și hotărâri de guvern și ce au de la Rom Silva, ca să ajungem într-un final să primim din insula Moldova cu Mocănașul 55 de hectare. Și amenajarea acolo se face pe
pe fonduri sau pe... Am așa vom face noi, că putem găsi o axă de finanțare sau o facem cu banii noștri, vom vedea atunci. Ideea este să avem o altă pădure și după aceea trebuie. Mulțumesc, mulțumesc primar. Și cu niște suprafețe minime, acolo voi adăuga la acest proiect lacul Dunărica și voi crea și o parcare mare pentru comunitatea Giurgiuveană. Asta încât accesul în parc va fi numai piedonal sau veră. Mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre numărul 49 din 15.02.2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, identificat cu numărul cadastral 42.587, situat în alea fabricii de zahăr numărul 10. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanism. Avem o situație indecisă. Din 4 consilieri prezenți la comisie, 2 au votat aviz favorabil, 2 în nefavorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz nefavorabil pentru lipsa mențiunilor cu privire la scopul concesionării. Mulțumesc. Discuții, domnul Maroiu? Da. S-am încercat și în trecut chestia asta, să scoatem la licitație niște terenuri, dar nu știu că de ce. De asta, nu am venit împotriva celor care vor să dezvolte o afacere, dar să știm ce se face acolo, pentru că este și un teren cu potențial, dar să știm ce se face. E normal să votăm în cunoștință de cauză, propunerea mea, nu e nicio chestie la mine. Și de asta am votat în votare. Domnul director, trebuie să acolo, terenul acolo, care trebuie să fie respectarea certificatului de urbanism. Deci, condițiilor inclusive de certificatul de urbanism. Deci, orice funcție de certificatul de urbanism care va fi anexă la caietul de sărbători. Nu, director, și nu trebuie să știm. Adică, de ce îl scoatem la licitație? Dar de ce îl scoatem la licitație? Am explicat și la comisie. Deci, a fost o aprobare. Dacă nu există solicitare din partea vreunui antreprenor din Giurgiu, de ce să scoatem la licitație? Avem excedent de teren, tocmai ce vorbea domnul primar mai devreme, că avem probleme cu terenul Giurgiu. De ce trebuie să le scoatem pur și simplu așa la voia întâmplării, să vină unul Giurgiu să pună la... Nu este la voia întâmplării. Această aprobare a fost de anul trecut, dar din cauza dezlipirii terenului, deci în 3 loturi, s-a făcut partea de trotuar și partea de dinspre case, a rămas decât, efectiv, terenul de 1050 lei. Și atunci scoatem decât 1050 lei. 982. Da, vă spun, domnul director, anul trecut solicitarea din partea cui a venit și pentru ce a venit? Pentru o spălătorie, dar oricum era funcțională, pentru că conform certificatului de urbanism nu putea să facă spălătorie. Deci alte funcții. Plus că redevența lunară de 100 de euro, 0,1 euro, mi se pare de minor plănică pentru 1000 de metri pătrați, plătești 1200 de euro pe an. Mi se pare prea bine de cadou. Aici ați spuntat ceva foarte important în administrația publică. Dumneavoastră puteți să propuneți, ăla e prețul minim. Da. Noi dacă hotărâm ca redevența să fie de 10 ori mai mare, de acolo se pornește, prin amendament. Da. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul nu a trecut. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre numărul 50 din 15.02.2023 privind stabilirea oportunității vânzării directe a unui teren în suprafață de 80 de metri pătrați situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent, bloc 106. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu aveți... Da. Vreau să știu că dacă acea teren este indicată o grăbire. E pe prevențiune? Da. Ok. Mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi.
Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre numărul 51 din 15-a 2-a 2023, privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 838 de metri pătrați situat în municipiul Giurgiu, strada drumul SR adiacent numărul 39. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu avem discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul a trecut cu 18 voturi și o abținere. Mulțumesc! Proiectul numărul 16, proiect de hotărâre numărul 58 din 16-a 2-a 2023, privind aprobarea vânzării directe a unui teren în suprafață de 603 metri pătrați situat în municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu, numărul 9. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz nefavorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Da, domnul Crinaru, vă rog. Conform raportului firmei care se ocupă de evaluarea acestor terenuri și cu care văd că primăria are un contract, este o firmă care este în apartamentul București și face evaluări pentru Giurgiu foarte bine, nu e o problemă, da? Just Con se numește. Cel mai a pus ca exemplificare niște terenuri care cumva sunt în zonă. Cel mai ieftin teren pe care l-am pus în zonă este 152 de euro metru pătrat. Și terenul pentru Alba Cazabata se vinde cu 146 de euro pe metru pătrat. De ce? Bine, asta ar fi o problemă, dar încă problema care zic eu că este cea mai importantă e că investitorul respectiv, să nu mai folosim nume, a ocupat ilegal acel teren și, practic, noi venim acum ca să-l legalizăm. Deci o suprafață de, nu e ala de 24 de metri pătrați. Nu, 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 bineînțeles, la strada principală, vom evalua 152 de euro, când ăsta care este la strada principală, evalua 146. Îmi dă exemplu și terenul care este lângă primărie aici, care evalua 300 de euro metru pătrat, 500 de mii de euro. Și asta e adevărat, dar atunci raportul înseamnă că nu e... Dar și de asta că se face efectiv tranzacție. Nu poți să iei ceva ce e o dorință a unui om. Eu am înțeles, dar cumva raportat la prețurile și știți noastră, raportat la prețurile care se poate și care se tranzacționează, nu dorința vânzătorului. Pentru că eu nu trebuie să vă. Da, dar interesul Consiliului Local și a primăriei este de a face cât mai mulți bani din aceste terenuri. Dar să nu și real. Da, el poate merge în continuare pe redevența care o are. Să-l fac pe cineva, dar... Redevența pe care o are. Nu e obligatoriu să vândă. Nu e obligatoriu să vândă. Poate merge în continuare pe redevență, care are pe 25 de ani. Deci, nu e obligatoriu să vândă. Primăria poate să joace această carte. Da, dar interesul primăriei este să rețină și agenții economici. Sunt de acord. Da, dar agenții economici care au edificat o clădire pe o țări care nu aparține, se lipește greu de fonduri europene. E adevărat, dar trebuie să ne gândim la treaba. Alte discuții mai sunt? Dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Reabțineri. Proiectul a trecut 14 voturi pentru și 3 abțineri. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre numărul 28, din data de 19-1-2023, privind aprobarea trecerii în domeniul public al municipiului Giurgiu, în domeniul public al județului Giurgiu, a unui imobil situat în intravilanul municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Administrație Publică. Aviz favorabil. Discuții? Domnul primar, știți că am avut discuție vis-a-vis de acest teren. E vorba de teatru de vară.
N-am nimic împotrivă, dar am înțeles că n-avem bani și că s-a oferit Consiliul Județean să-l modernizeze și foarte bine. Dar eu zic că aici trebuie să venim cu un amendament, cu un articol în continuare la hotărârea de Consiliu, ca după o perioadă de 2 ani, dacă nu se întâmplă nimic acolo, el să revină de drept în proprietatea municipiului Giurgiu, pentru că se poate întâmpla următorul aspect. Mai lungă, pentru că poate au toată de finanțare. Pentru că se întâmplă un lucru. Dacă un viitor, acel loc nu este întreținut, noi nu mai putem să mai intervenim. Și o să înjure primarul că e de bine că nu face plata acolo. La administrația care... Și de asta am spus că e bine ca după 2 ani, haide să punem 2 ani, măcar să fie nevoie, că mai prelungim nevoie. E posibil, dacă vor să intre pe fonduri europene, clauza asta să aibă o problemă, în sensul că ei, neavând dreptul pe termen determinat, să-i implice atunci când vin cu actul de proprietate a terenului la fonduri, să-i refuze. Nu știu, poate greșesc, nu știu că este un mult mai bun lucru de mine. Dar nu trebuie să fie lipsit de stat. Este adevărat, depinde de ghiduri și de programe operaționale, unele pun această condiție, unele nu. Dar putem să punem condiția să depună în 2 ani. Exact. Nu neapărat să fie investiția, că nu știm cât va. Dar demararea... Domnul președinte Beanu a asigurat că va face din bugetul propriu. Păi asta este. Asta am discutat, că îl va face din bugetul propriu și nu din fonduri europene. Da, da. Doi ani dintre puțin, dacă e și cumva și monument, se stă foarte mult la cultură și prea puțin 2 ani ca să ții și avizele. Domnul Trestar, un moment. După o perioadă de 5 ani, dacă nu se întreprind diligențele necesare, să revină în proprietatea dacă nu se demarează, se demarează un proiect. Un proiect de reabilitare. Să pun la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Am zis în formă inițială, prima oară. Cine este împotrivă? Abține? Una. Două. Trei. Și acum pun la vot proiectul în forma inițială, dar cu amendamentul propus de domnul Măroiu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 18, proiect de hotărâre numărul 57 din 16.02.2023 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Giurgiu, numărul 21.667 din 5.06.2015, înviat cu SECE Liber Transcom SRD. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil cu abținere din partea domnului. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru, o abținere doamna consilier Sândulescu Petronela și vot împotrivă domnul consilier Cioacă Ionuț. Și avizul Comisiei Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții, domnul Măroiu. Da, o să și explic de ce am fost împotriva și sunt împotriva acestui proiect de hotărâre. Știu că e valid un pic acum și punem în pericol transportul public din Giurgiu. Dar eu trag un semnal de alarmă astăzi. Nu o să puteți să prelungiți la infinit acest contract de delegare a gestiunii fără să scoateți la licitație. Pentru că s-ar putea într-o zi să dăm un subsemnal. Avem un an. Nu știu câți ani mai avem, dar nu se justifică. Întotdeauna prelungești cu un an de zile și după aceea mai prelungești cu încă un an. Dar nu poți să-l prelungești la infinit. Din 3 în 3 luni noi îl prelungim, din 6 în 6 luni noi îl prelungim. Asta nu pot merge la infinit. Da, să știți, de 3 ani așteptăm numai în 3 ani. Știu. E totuși o lege care nu o să ne creadă că nu vrea ieși. Da, da. Doamna Sândulescu?
Da, vreau și să întreb dacă pentru stația care este cu chirie se plătește chirie. Da. Se plătește chirie, dar se începe să funcționeze. Ok. Alte discuții mai sunt? Dacă nu, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a trecut cu 11 voturi și 8 abține. Mulțumesc! Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre numărul 59 din 16.02.2023 privind aprobarea încheierii unei convenții între municipiul Giurgiu și SC Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori și bazele sportive complexului Marina Nastasovici, Stadion Dunărea și sala de sport Ceansei Harvey. Avizul Comisiei Administrației Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții? Da, domnul Arun. Domnul primar, am înțeles că plata asta este pentru noiembrie, decembrie, anul trecut. Ce facem în anul acesta? Pentru că am mai discutat vis-a-vis de acest stadion, având în vedere că echipa de fotbal nu mai știu ce divizie este, probabil. Așa? Este dezafiliat. Așa, atunci noi trebuie să reziliem contractul conform celor stipulate în contractul inițial, pentru că probabil vom găsi un alt beneficiar care să aibă nevoie de acest stadion. Am dat de normă această solicitare. Am discutat cu administratorul judiciar care reprezintă acest club și la finele lunii martie se va cere falimentul. Ne-a spus să fim pregătiți cu suma de 750.000 de euro, reprezentând clauzele noastre la sfârșitul de contract în 2030. Oricum, e bine că se va termina acest club și intrăm în posesia terenului tribunei, rămânând doar să analizăm foarte bine dacă și prețul ne convine sau nu, clădirea de birou, vestiare și căluzi. Alte discuții mai sunt, domnul Vindeanu? Revin la discuția avută de mult apropo de acest... De ce? Pentru că am trăit în terenul și am trăit acolo și îmi pare rău că se întâmplă treaba asta. Ar fi bine ce spuneți dumneavoastră și atunci și domnul Roiu, să treacă înapoi la primărie și să se... Mai ales că acel teren a fost al fabricii de zacă. El a fost dat în 1991 către primărie. Și revin cu discuția. Nu știu dacă se poate, aici sunt cheltuielile făcute pe toate cele trei. Marina Stasovici, stadionul și... Și sala. Da. Aș vrea dacă se pot face niște costuri pe fiecare unitate de parte, dacă nu le poate pune la dispoziție. Și atunci când s-a făcut acel deviz pe care l-am și acum, nu este un pot posibil. Vedeți, această cheltuielă de 1256 de lei cu accesorul, care mă gândesc că este că cel de la stadion, ca alt accesor, nu cred că există în aceste bază. Nu s-a luat pe cap. Știți despre ce vă gândesc? Domnul Duca. Ați, în momentul când Astra Giurgiu a cerut să poată să organiza meciuri din da. Altă poziție, da. Dar nu contează cum ai fi, s-a făcut, s-a făcut un deviz. Da. Care, oricum, l-am comentat la vremea respectivă. Da. Și au furisat niște cheltuieli pe care le-am identificat împreună aici și urmau să se pună în acel deviz. Cred că această cheltuielă cu accesor, nu cred, sigur nu a fost prins în acel deviz. Deci devizul era oricum mai mare. Eu am spus că 1800 de lei nu se poate organiza un nou. Atât era devizul la vremea respectivă. Această cheltuielă nu era prinsă la vremea respectivă. Dar aș vrea și eu să văd costurile ce înseamnă ca și costuri ce da, înseamnă să întâmplă. Te văd că ai înțeles costurile pe fiecare. Pe fiecare unitate, da? Pe fiecare unitate. Mulțumesc. Mulțumesc. Alte discuții mai sunt? Nu. Dacă nu mai sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abținere. Proiectul a trecut cu 18 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc!
Proiectul numărul 20, proiect de hotărâre numărul 62 din 16.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Giurgiu Servicii Publice S.A. pe anul 2023. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 21, proiect de hotărâre numărul 61 din 16.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază Publică Giurgiu S.A. pe anul 2023. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Serviciu Publice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 22, proiect de hotărâre numărul 60 din 16.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrică Productions Giurgiu S.A. pe anul 2023. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Da, domnul Moroi. Mai e și avizul Comisiei Servicii Publice. Mă scuzați. Avizul Comisiei Servicii Publice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Domnul Moroi. Domnule primar, având în vedere că se aprobă astăzi bugetul la Termoelectrica, eu aș veni cu o propunere. În ultimii ani s-au făcut mai multe investiții. Și e foarte bine. De investiții frumoase, de termoficare și am înțeles că se fac și se vor mai face în continuare, chiar și o stație de cogenerare. Dar din cauza gigacaloriei, care este foarte mare, am auzit și eu la mai mulți cetățeni din Giurgiu, nemulțumire, că vor să se debranșeze. Haideți totuși să facem un efort și să mai adăugăm măcar un 10% la subvenție, ca să nu pierdem clienții, că pe urmă de treabă facem aceste lucruri. Cred că trebuie să căutăm o soluție, fiindcă acei clienți care vor să se debranșeze, în speță sunt ba vulnerabili, ba au rămas prea puțin într-un condominiu, într-o asociație de 60 sau peste 60 de apartamente și au rămas răzleți, 6-8 maximum. Problema la uzina termoelectrică este că furnizează și începe să încaseze bani de la punctul termic pe toată rețeaua supradimensionată care a rămas pentru acel condominiu. Fiindcă asociația de locatări care îi revenea sarcina să înlocuiască țevile, să facă tot ce le stă în putință ca soluție tehnică și cu branșament orizontal și individual și toate cele, nu au făcut. Asociația nu mai poate să pună banii aferenți acestei investiții, astfel încât vom avea ceva la cei care vor să se debranșeze. Sper eu că nu vor trece de 3-4%. Pe de altă parte, cu soluțiile acelea de investiții și cu cogenerarea, vom scădea prețul gigacaloriei, astfel încât mulți cetățeni care vor plăti foarte mult abonament de gaz individual sau că se încălzesc electric, vor vrea să se branșeze. Adică pierderea nu va fi așa mare. Poate vom avea de branșare de 3-4-5%, dar vom avea și cereri de branșare de 2-3%. Mă gândeam, domnul primar, că până trece perioada asta, până dăm în folosință stația de cogenerare, ar fi bine să venim oarecum în ajutorul acestor cetățeni, după care să revenim la... Propunem atunci la majorarea să discut și cu direcția economică dacă bugetul suportă și v-am promis că voi lua în calcul această propunere de a majora subvenția de la 30% la 40%. Mulțumesc. Alte discuții mai sunt? Dacă nu sunt mai sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 23, proiect de hotărâre numărul 63 din 16.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare,
strada Stejaru și străzi adiacente. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 24, proiect de hotărâre numărul 64 din 17.02.2023 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu spun, pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Acum trecem la proiectele suplimentare. Și avem proiectul de suplimentar numărul 1, proiect de hotărâre numărul 65 din 20.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul suplimentar numărul 2, proiect de hotărâre numărul 66 din 20.02.2023 privind rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2023. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu avem discuții, propun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul suplimentar numărul 3, proiect de hotărâre numărul 67 din 20.02.2023 privind rectificarea bugetului de împrumuturi interne pe anul 2023. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu avem discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul suplimentar numărul 4, proiect de hotărâre numărul 68 din 20.02.2023 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu, construire locuință în regim Petru Sunuie, beneficiar Marian Căriță Baia. Avizul Comisiei Urbanistice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Și mai avem... Și mai avem pe ordinea de zi informații și rapoarte pe care dumneavoastră le aveți fiecare din la mapă. Și trecem la punctul 7, punctul 3 diverse. Domnul a venit încă o dată cu să trag niște mari de alarmă vis-a-vis de clădirea fostului institut de proiectări. Am avut o discuție la Comisia Juridică cu domnul director Țintea. Trebuie să aflăm neapărat cine deține acel teren, acea clădire, pentru că vine vara, acea stradă se va închide, o să fie pietonală, vor circula foarte mulți copilași acolo și vă spun că este un adevărat pericol. Știți că în România totul este bine până nu se întâmplă ceva. După aceea o să dăm cu subsemnatul cei care răspunde. Și este păcat să nu luăm măsuri. Acum eu am venit cu o propunere. Haideți să-l căutăm, să-l găsim cine este proprietar și să-i propunem să facă o cerere de demolare, de autorizație de demolare. Da, da. Și de demolat vom reuși noi să demolăm. Trebuie să vedem la domnul Laurențiu Țintea. Frumos, spuneți. Atunci trebuie să-i facem o... Deci, domnul, cine este custode actualmente? Notificare, domnul Brătan? Disciplina în construcție? Păi, eu știu că deocamdată este prins în acele imobile care sunt superimpozitate. Dar, la fel, proprietarul, primul proprietar al acelui este o... Eu am înțeles. Deci, noi ne-am făcut
treaba ca supraimpozitare prin direcția dumneavoastră. Problema este de securitate. Direcția tehnică. Direcția tehnică. Doamna Alice, vă rog frumos să vedem ce putem să înlocuim acolo. Din gardurile de protecție să intervenim imediat și să-i punem la direcția impozitului și taxe ca sarcină pentru orice fel de tranzacție și imobilul aferent. Domnul, dar să știți că dacă un perete din tala cade, nu este suficient gardul de protecție. Atunci trebuie să anunțați și Inspectoratul de Stat în construcție. Tot la diverse, bun, atem, în numele consilierilor locali PNL, monument. E monument, la direa aceea. Da. În numele consilierilor locali PNL, deci spun cu amărăciune că nu cred că am discutat suficient de mult înainte acest proiect cu toți ceilalți colegi din celelalte partide. Poate dacă ne-am fi așezat la masă într-o zi și am fi discutat mai atent și am fi chemat și pe domnul președinte al Consiliului Județean, poate am fi chemat și factorii decidenție din cadrul Partidului Social Democrat sau Pro-România, și dacă cei care au fost în echipa de implementare, inclusiv subsemnatul, ar fi explicat mai bine anterior acest proiect, poate că am fi înțeles cu toții mai clar de ce nu suntem în pericol să derulăm acest proiect și de unde vor veni banii și de ce este absolut necesar. Drept urmare, la anunț pe domnul primar că grupul Consiliului Local PNL va depune un convocator pentru o nouă ședință având ca temă acest proiect de hotărâre și poate pe gara de când anunțăm și până ținem ședința, vom discuta împreună tot la masă și vom fi un pic mai isticiți și vom vedea dacă există o soluție efectivă să cădem la un consens, pentru că este un proiect extrem de complex și important pentru Iurgiu. Poate găsim bârdile necesare ca pentru Consiliul Județean să preia toată cofinanța. Din păcate nu mai este timp. Această chestiune nu mai poate luată în discuție, pentru că pe 7 martie este depunerea termenului de depunerea cei de finanțare și demersurile făcute legislativ până acum și normativ sunt mult prea stufoase ca să le mai putem relua de la capăt. Era o soluție, dar din păcate nu mai e timp pentru ea. Da, din păcate, într-adevăr, o să fim așa priviți ca răufăcătorii învățământului giurgiuvean, însă, nu, haideți să nu ne, nu știu, să nu ne hazardăm să spunem că noi nu ne dorim, din potrivă, dar oare cu riscurile ca primăria să fie atât de afectată, în al doilea rând, hai să fim, da, de-aia avem de toate, că avem educația, avem o România educată, uitați-vă la firmele, că dacă nu există firme, dacă nu ar exista învățământul privat, scuzați-mă, învățământul de stat, cred că doar 50% se învață bine acolo. Și își dau profesori interesanti. Hai să nu intrăm în anumite, vorbim fix pe acest proiect, domnul consilier, da? Într-adevăr, eu am văzut exact ceea ce mi s-a pus pe tabletă, am văzut că pentru municipiul Giurgiu, într-adevăr, este o povară la un moment dat, dar acum când văd că domnul președinte Veianu își asumă și tot începe și spune că da, aș vrea să fim clar dacă va face sau nu va face lucrul ăsta. Deci dacă într-adevăr își asumă, deși am înțeles că prin proiectul s-ar putea, eu am venit cu acele exemple foarte clare, pentru că m-am documentat foarte bine, da? Cu privire la cine sunt liderii de proiect. Aduceți-vă aminte că atunci când s-a votat ca lider de proiect Consiliul Județean, toată lumea a votat pentru. Da? Pentru că erau riscurile, chiar dacă noi suntem niște oameni serioși și eram parteneri, așa cum scrie în proiect, eu n-am de unde să știu că din cei 16 parteneri, unul nu și-a sunat sau nu realizează un punct din ceea ce își propune. Și atunci, cum să-mi propunez eu primăria, dacă unul din cei 16 parteneri nu realizează un punct? Despre asta este vorba. Poate că bani, nu știu, nu mai exprim la problema banilor, însă riscurile și cum a spus domnul, e posibil, da, e posibil orice, ca în 2 ani și jumătate de la pus până la construcție și până la să fie gata, nu știu, probabil că e așa un... Da, Doamne ajută așa să fie, dar până atunci nu înțeleg de ce nu ni s-a spus mai multe, nu înțeleg de ce, cum dumneavoastră a spus că de 4 luni de zile, nu
înțeleg de ce totul se întâmplă după ce apare la Oradea și apar la Marile. A spus un Consiliu Județean Oradea. Domnul președinte a dat foarte bine explicații. Dar de ce acolo s-a putut? Că aveau terenul. Poate că aveau terenul și Consiliul Județean al nostru. Nu știu. Nu înțeleg de ce în decurs de 3 săptămâni a trecut de la liderul de proiect Consiliul Județean, a trecut lider de proiect Giurgiu. Oare n-a avea încredere ca partener? Nu știu. Nu, m-au explicat că s-a schimbat zidul și că nu mai putea fi altcineva dacă nu avea terenul respectiv. Să discutăm săptămâna viitoare și poate reușim să găsim un intercomun. Guvernul României va lăsa Oradea și Mamaieni. Probabil PNRR-ul a fost repede înainte. Inițial, a spus bine, era lider CJ-ul. Prin tot ce exista la Bălănescu, am pus la dispoziție tot ce puteam, am venit ca asociați, s-au schimbat regulile, s-au finanțat, fiindcă știți că unii au mai mult sau mai puțină influență. Nu este treaba noastră. Au schimbat regulile jocului, să finanțează doar plădiri noi și suprafețe de minim 2 hectare. CJ-ul imediat mi-a cerut, i-a pus la dispoziție nu 2, ci 4,7 hectare, da? Și cu condiția de neutralizare a deșeurilor de acolo, din zona platformă chimică 1. Și iarăși s-au schimbat reglementările și au spus că consiliile județene nu sunt considerate OAT-uri. Și atunci am preluat noi calitatea de lider. Am încercat tot posibilul, dar nu există o formă legală de acord ca să poată să-și asume cineva finanțarea. Decât dacă Consiliul Județean, în integralitate, prelua și partea noastră și pe cea de lider. Ceea ce nu era corect atât din cât avem poate defalcat. Dar pe de altă parte s-a mai prelungit termenul de depunere și s-a luat în considerare și propunerea Bihorului, care avea deja pregătit și construit un centru pentru elevi cu nevoi speciale. Și acolo vor adăuga laboratoare. Atâta timp cât consider că s-a putut pentru Consiliul Județean, chiar dacă avea TV. Domn primar, Consiliul Județean este un UAT, este o unitate administrativă teritorială prin Constituție. Păi da. PNRR-ul trebuie să-și lasă Constituția, cum e împărțit administrativ în România. Aici avem o problemă și dacă putem să deblocăm. Acum cere, ne apucăm să cercetăm cu cei care Constituție. Știți bine că cine se modifică doar în consultare. Poate că la Bicor a acceptat, acum probabil au sau... A acceptat în sensul în care Bicor a luat terenul. Păi da, eu n-am zis că nu trebuie să aibă Consiliul Județean terenul, am zis doar că și Consiliul Județean este un UAT. Și de-aia probabil s-a acceptat la Bihor. Nu, dar aveți pe ideea că liderul trebuie să aibă terenul. Asta e altă discuție. Unde ce de învățământ special aparțin Consiliilor Județene? Sunt de la Consiliilor Județene. Unitățile de învățământ de stat și terenurile aferente aparțin UAT-ului. Ei fac altfel la Bihor. Fac investiția, uitându-se cu atenție pe toate axele de finanțare. Fac investiția de bugetul local, atunci când pot să-și împrumută, noi nu putem nici măcar să ne împrumutăm, fiindcă comisia de acordare a împrumuturilor nici nu ne bagă în seamă pe bugetul pe care îl avem noi. Și atunci ei, ulterior, după ce au construit de buget local, fac și accesare de fonduri europene, recuperează toată suma și merg în continuare cu alte proiecte. Acolo trebuie să tindem să ajungem noi. Și acum, în Consiliul Județean va da terenul înapoi, Haideți să încheiem ședința de astăzi. Mulțumim frumos pentru participare.